pe ordine de zi avem o suplimentare de două proiecte. Patru proiecte. Permiteți de dau citire. Proiectul numărul 37. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98853-2605-2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea listelor de investiții. Ținător primar de timp Bogdan Andrei. 38. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98855-2605-2023 pentru modificarea și completarea HCR numărul 46 din 31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale. Inițiator primar Rodin Bogdan Andrei. Proiectul 39. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98.861 din 30.05.2023 privind aprobarea reactualizării indicatorilor economici și a valorilor proiectului demolare construcției existente C1, depozit C3 și amplasare loc de joacă pentru copii, Cod Smith 151.278, conform prevederilor OUG numărul 64 din 0905-2022, cu rezervă de implementare. Inițiator primar Lodin Bogdan Andrei. 40. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.862 din 31.05.2023 privind aprobarea reactualizării indicatorilor economici și a valorilor proiectului construire Centrul Comunitar de Resurse, având codul SMIS 151.275, conform prevederilor OUG numărul 64 din 0905-2022, cu rezervă de implementare. Inițiator primarul din Bogdan Andrei. Vă mulțumesc. Și adresa la diverse, punctul 7, adresa Asociației Dăuțului Civic, numărul 327, din 29.05.2023, înregistrată la noastră cu 98.085 din 29.05.2023. Mulțumesc. Vă supun aprobării ordinea de zi cu suplimentare. Sau două suplimentare, prima dată și pentru proiectul întreg. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat. Acum supunem spre aprobare suplimentare ordinii de zi. Ordinea de zi. În totalitatea ei. Cine este pentru? Cine s-a ținut? Împotrivă? Proiectul a fost aprobat. Aș interveni acum la început, domnul secretar, vreau să retracte pe ordinea de zi proiectele 22, 23 și 24. Mai bine este acum, deși se poate interveni oricând, o fac acum. Supunem la vot procesul verbal a ședinței ordinare de luna trecută. Dezbatere. Dacă nu sunt discuții, vă rugăm să votăm. Cine este pentru? Cine se abține? Cine împotrivă? Proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâri, proiectul numărul 2, înregistrat cu numărul 98.691 din 24.2023, privind schimbarea destinației din zona pietonală a transformului din strada Piața Unirii, identificat la cadastralul numărul 46.618, înscris în cartea comercială 49.618, în suprafață de 1.287 de metri pătrați, și a unei părți din trotuarul oferit parcul central numărul 2, stradă destinată circulației vehiculilor și stabilirea unor sensuri de circulație pe trotuarele din strada Unirii, Piața Unirii, din strada Piața Unirii. Inițiator, viceprimar Țarevici și Cel Arciprean. Se solicită următoarele familii.
Comisia Economică? Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism? Aviz nefavorabil. Discuție. Domn președinte, trebuie întrebat cine nu participă la niște proiecte aici. Ați uitat să întrebați. Deci eu nu particip la punctul numărul 5 și numărul 21. Deci am notat, domnul Pacman participă la discuție și la vot, dar 5-21, dacă mai sunt și alți consilieri. Domnul Nicolau, 5-21. 5-21. Gurean. 5-21. Față, da? Deci am pus proiectul de 5-21, nu participă domnul Pacman, vă rugăm discuții pe proiectul numărul 2. Deci, vreau să fac eu un amendament, ținând cont că au fost multe persoane nemulțumite de punctul ăsta. Aș vrea să fac un amendament să fie pietonal, adică fapt să rămână pietonal de weekend, prelungit până la Banca Transilvania. Sunt de acord cu treaba asta, ca să nu fie probleme. Știu că au fost foarte mulți rădăuțieni nemulțumiți de treaba asta. Și puțin mai încolo, până la fosta bancă. Deci până la Banca Transilvania. Vreau să precizez acum că pietonalul este până la colțul, până la intersecție. Vreau să prelungim, să fie pietonal prelungit până la fosta Banca Transilvania în uite. Dacă sunt și colegii de acord cu treaba asta. Banca Transilvania care? Nu, nu, nu. Am până la ce? Ce? Până la ce? Da. Doamne. Aș interveni și eu puțin la acest punct. Mă bucur că am ajuns la acest punct important, de asta am și socotit că este bine să fie pus încă de la început pe ordinea de zi. Vreau să vă spun că noi aici, ca și eu ca și primar, dumneavoastră ca și consilier local, din păcate sau din fericire, suntem puși în postura de a rezolva probleme destul de delicate, pentru că adevărul este la mijloc întotdeauna, ca să fim foarte sinceri cu noi. Noi nu putem închide ochii nici la o parte care dorește într-un fel, nici la cealaltă. Și atunci consider că acest amendament este mai mult decât binevenit și îl felicit pe domnul Berner, consilier Berner. Și îl asigur că și pe dumneavoastră vă asigur și pe cetățenii din municipiul Rădăuți că va arăta foarte bine centrul municipiului Rădăuți și avem dovada Bogdan Vodă, proiectul de la statuie și așa mai departe. Am muncit mult ca să ajung în postura de a spune aceste cuvinte, pentru că până nu realizez ceva cu adevărat frumos, sunt doar vorbe. Dar în continuare fac această promisiune că în final centrul va arăta demn ca să ne plimbăm pe el în weekend. Mă bucur că este pe perioada weekendului, pentru că, după cum știți, târgul Rădăuților din totdeauna a fost pentru așa ceva, ce se întâmplă acum. Adică nu putem închide ochii la toți cei care își desfășoară activitatea acolo, cu toate că s-a încercat să se inducă că ar fi interesele doar unei firme din zonă. Și mă poziționez foarte clar să spun că sunt un politician care, în momentul când vin alegerile, nu aș vrea să fie greață de mine când mă uit în oglindă și să spun, da, domnule, cum sprijinim noi mediul de afaceri? Păi încărcăm cu taxe și impozite și de restul nu ne doare capul. Nu. Într-adevăr, am înțeles, au fost destule presiuni ca la adresa consilierilor pentru a nu trece acest proiect de hotărâre. Dar vreau să fiu foarte clar. Canalizarea trebuia făcută și suntem cu toții de acord, pentru că noi în anul 2023 mergeam cu vidanja și vidanjam centrul, pentru că nu exista canalizare. S-a făcut această investiție foarte importantă și centrul a rămas și arată așa cum arată. Acum, noi trebuie să găsim soluții în cel mai rapid timp, deși nu este simplu, pentru că urmează niște proceduri pentru a începe lucrările acolo. Și să găsim această soluție de a rezolva problema acolo. Așa, ca să vă dau ca o imagine la ce m-am gândit și nu numai, să știți că acest pietonal de weekend, cum va arăta în final cu trotuarele, copacii din zona respectivă, cu cablurile care le vom traversa prin subteran, cu stâlpii frumoși ca pe Bogdan Vodă, va arăta probabil ca cel mai frumos centru din județul Suceava. Și vor fi făcute activități și exact ce se întâmplă în Italia, cum am văzut că este un fenomen în care vin tinerii, pun boxe și richie, poveri și așa mai departe. Deci trebuie să ne gândim la toate aspectele, trebuie să ne adaptăm
la cursul vieții și la ceea ce se întâmplă în zilele noastre și mai mult decât atât să ne asumăm. Pentru că în momentul când am depus un jurământ, nu ne-am speriat nici că vom fi certați pe internet, nici că vom fi certați de persoane care nu sunt corect informate. Și nu vreau să dezvolt subiectul acesta pentru că, normal, după discuțiile pe care le-am avut și ce a urmat în mediul online, este o discordanță clasă, pentru că acolo am specificat că din partea consilierilor PNL și mai ales a domnului consilier Werner, există această doianță, ca pe weekend să fie folosit ca și pietonal. Eu mai fac un apel pe această cale tuturor celor din zona centrală să fie la sentimentul nostru și să realizeze că va exista un moment în care vor trebui să contribuie și ei la frumusețea acelei zone. Pentru că, fără supărare, dacă mă duc și facem așa, avem o gândire de ansamblu în viitor și spunem cum va fi pietonalul, fiecare locație arată altfel. Deci va trebui gândită unitar, geamurile să fie toate la fel, tâmplăria la fel, fațadele să fie după paletar și vom face toate aceste lucruri exact în concordanță cu legea. Deci de pe acum fac un apel pentru că, din păcate, vreau să atrag atenția că au existat sau sunt cazuri în care trebuie să ne rugăm să-și facă racordul sau așa mai departe, după ce noi am investit foarte mulți bani acolo. Așa ca informare pentru cetățenii municipiului Rădăuți, pentru că mie nu-mi convine așa ca primar să vină în Consiliul Local. Consiliul Local să aprobe prin bugetul votat la începutul anului până acum investiții de peste 18 milioane de lei, adică mai bine spus, bugetul pe dezvoltarea municipiului pe un an de zile, cu ce s-a făcut și la tură și așa mai departe, și să ieșim prost. Și de-aia consider că prin acest amendament s-a reglat și se va regla și vă asigur că va arăta extraordinar cel mai bine. Adică s-a împăcat și problema tuturor celor care desfășoară activitatea acolo și a celor care folosesc acele parcări, pentru că nu folosesc doar cei care au magazine acolo, și cei care vor să se să folosească ca pietonal. La fel, vreau să vă spun că aici intervin un pic, mă antepronunț cumva, dar cu siguranță veți fi cu toții de acord. Dar, dom'le, dacă vom vedea un flux atât de mare de vizitatori în timpul weekendului acolo, vom lua în considerare ca acel pietonal să fie deschis în permanent și vom interveni prin proiect foarte bine gestionat, cu inserții de piatră cubică sau marmură în zona asfaltată, pentru a creiona și a face cel mai frumos pietonal. Dar trebuie să ne gândim și la următor aspect. Zona afectează peste 55 de locuri de parcare. Asta înseamnă că Rădăuțul va fi, sau mai bine spus, 500 de mașini într-o zi, nu își vor găsi locul sau își vor căuta cu greu locul în municipiul Rădăuț sau zona centrală. Mai mult decât atât, impactul bugetar, că totul ține de bani până la urmă și că vrem să facem frumos, dar trebuie să vedem și cu ce facem frumos. Este undeva la 4 ani de zile, s-ar pierde undeva la 240.000 de euro. Sunt foarte mulți bani cu care s-ar putea face foarte multe lucruri. Având sentimentul că am fost înțeles pe cuvânt, având sentimentul că s-a înțeles acest lucru de către toți rădăuțenii și că de pe acum își au informația corectă, vă mulțumesc pentru atenție și atât am avut de spus. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul primar. Domnul Mare. Bună ziua! Eu aș dori, dacă s-ar putea, în centru, pentru a decongestiona în timpul săptămânii, să instalăm senzori de parcare, cum e în Cluj, cum e la, chiar la Suceava, am văzut, și la Iași, pentru a numerota parcările care sunt ocupate, parcările care sunt libere, pentru a nu se găsi lumea în centru. Ce trebuie? Ce trebuie? Asta i-am luat, da. Mulțumesc frumos, este o idee foarte bună. Până la urmă, asta trebuie făcut și este obligația noastră și mulțumesc că ai spus-o. Prin compartimentul de achiziții ne vom sesiza la acest lucru și vom începe demersurile pentru achiziționarea acestui sistem. Bineînțeles că locurile trebuie marcate, este o procedură foarte clară. Dar, într-adevăr, dacă vezi că este parcarea plină, pentru că este plină ochi întotdeauna, de asta am și venit cu un proiect de genul acesta,
vom adică nu vom mai intra în acea parcare, ai durea ca să piardă timp. Mulțumesc și studie foarte mult. Mulțumesc. Domnul. Mulțumesc. Am o doleanță care este generală, spune eu, de partea oamenilor de Rădăuți, cu privire la acțiunea care vreau dumneavoastră să o faceți din desfințarea actualului pietonal. Este foarte multă lume bucuroasă, la momentul respectiv a fost și este și în prezent de realizarea acestui deliberat, acestui punct, care este pentru noi, pentru toți, este ceva foarte binevenit. Acest pietonal. Iar dumneavoastră acum a venit cu ideea pentru a desfința lucru care lumea este împotrivă, nu-l vor. Ei vor ca acest pietonal să continue și plus să se extindă până la ce? Asta am zis și eu. Extinde, să-și păstreze, eu înțeles, să-și păstreze cele 7 zile, de 7, nu doar cele 2, sâmbătă și duminica. Asta am înțeles domnul primar. Deci toate, da, deci toate cele 7 zile să fie destinație cu pietonal. Deci să rămână pietonal, nu desfințarea lor și continuarea de parte de parte de parte. Scuze, domnul, cred că mai întâi ar trebui să încercăm un weekend, vedem cum este. Exact. Și după aceea, cum a zis domnul primar? Se poate schimba o schimba. Dar de ce să schimbăm dacă el este în momentul de față cum este? Și este acceptat, este oameni și ea văzut. Pietonal este la momentul actual, da. 100 de metri mic. 100 de metri mic. Da. Ei, bucățica aia mică să extindem. Dacă sunt formă, să extindem și până la cec și asta să refacem din nou, să fie o zonă pietonală funcțională 7 zile de 7 să fie, fără întrerupere. Deci în condițiile astea lumea ar vrea să leagă mai departe și este foarte mulțumită. Dacă ar fi așa, caz contrar, ești dumneavoastră, vă dea și petiții online și pentru dumneavoastră dumneavoastră, ați văzut acolo că lumea este nemulțumită în cazul în care vreți să desfințați pietonală. Deci în condițiile date așa, dacă dumneavoastră vreți să desfințați, nu sunt nevoie. Deci am rugăminte, domnul consilier, da. Am pretenție să suntem un consiliu local să fim aplicați. Da. Deci nu o învârtim. Nu desfințăm absolut nimic. Corectăm o greșeală actuală, în sensul că acel pietonal, vă spun, eu am văzut când au picat 4 persoane, s-au împiedicat și au picat în genunchi acolo, ca să înțelegeți cum este executat. 2. Trebuie corectat în sensul că trebuie dat cezarul cea cezarul și prelungit așa cum a făcut amendamentul domnul consilier Werner. Deci până acum consider că suntem în regulă. Dacă acest pietonal... Regulă, atât de timp cât are 2 persoane sau 4 studiate și s-au împiedicat. S-au împiedicat acum, fi farmat, s-au făcut... Nu. Nu, dacă ar fi fost făcut corespunzător, nu, cum era inițial, a continuat mai departe. Noi vorbim despre realitate. Dar vreau să rămânem, deci vreau să rămânem ca să fim aplicați și eu consider, părerea mea, că ar trebui să vedem dacă acest amendament făcut de domnul consilier Werner trece, că atunci depășim foarte multe discuții. Așa o consider, pentru că dacă nu vorbim același lucru, dar poate cuvinte. De punctul meu de vedere, eu mă voi abține la proiectul ăsta de desfințare. Nu sunt, pentru că cum nu, dacă din moment ce... Faceți amendament pentru Sfânta Duminică, cum se iau. Și desfințați pietonalul, că se faceți pentru mașini. Puneați 500 sau 300 pentru mașini, nu? Deci ce înseamnă să fie? Ne ascunde după 10 sau cum? Deci asta, eu mă voi abține și vă rog și colegii mei să se abține la această distrugere, acea distrugere de zone pietonală, să nu fie distrugere, să fie prelungită, nu distrugere. Exact. Asta am zis eu în amendamentul ăsta. Felicitări, domnul primar. Eu vreau să intervin din punctul de vedere a omului de afaceri, pentru că vin din mediul privat. Apariția acestui pietonal a ruinat anumite afaceri din acea zonă, iar cei care au supraviețuit la acest moment, fie sunt proprietari ale locațiilor și nu sunt în chirie, fie se tărie. Și am avut discuția, pentru că e foarte important pentru mine, este foarte importantă părerea oamenilor de afaceri, am stat de vorbă cu 8 din cei care au acolo afaceri.
Este o inițiativă foarte bună. În primul rând, nu putem numi, din punctul meu de vedere, pietonal, pentru că acolo nu este zonă de fund decât la finalul acestui pietonal. Iar peste tot în această lume, pietonalul constă în o zonă în care să fie restaurante, taverne și locuri în care să poată oamenii să zăbovească pentru un timp mai lung sau mai scurt, să se relaxeze, să se odihnească prin ceea ce le oferă zona. Ori acest pietonal, de fapt, are o singură terasă. Nu comentez despre cum e amplasată și acea terasă și cum arată. Și în afară de asta nu am văzut niciodată, și eu am birourile în centru, un copil să se joace acolo sau părinți cu căricioarele care să stea în acea zonă. Este foarte adevărat că executarea lucrărilor de acest pietonal a fost ceva de nedescris. Becurile eu le-am văzut o singură dată aprinse și după aia beculițele alea de pe pavaj le-am văzut o singură dată aprinse în viața mea de când de acel pietonal. Și consider că este o inițiativă foarte, foarte bună. Am încredere că va arăta acest pietonal pe timpul weekendului și în timpul săptămânii stradă normală cu locuri foarte multe de parcare, că și despre asta vorbim la urma urmei, va arăta cel puțin ca Bogdan Vodă. Eu, ca și consilier local, datoria mea este aici nu să fac politică, nu să-mi fac campanie electorală, ci să duc la îndeplinire proiectele care mi se par corecte și bune pentru această comunitate. Vă mulțumesc! Doamna Mai. Ok. Din punct de vedere logistic, dacă stăm și calculăm acum și observăm cum e desfășurat orașul Rădăuți, în municipiul nostru, atât timp cât piața este în centru, o pietonală până la ce, în momentul de față, nu este fezabilă. Pentru că oamenii au nevoie de acces la piața respectivă. Cum a spus domnul Tiro, dacă în viitor vom putea transforma pietonala de weekend în pietonală pe tot parcursul săptămânii și piața va fi mutată de acolo și există poate perspective, într-adevăr putem face pietonala asta pe toată săptămâna. În rest, ce putem face acum? Pentru ce să blocăm un flux economic care are de atâția ani acolo desfășurat activitatea pentru pietonală care ar fi benefică, într-adevăr, pentru municipiul Rădăuți. Dar nu cred că este momentul acum de a desfășura pietonală. Trebuie etapizat. Momentan mergem așa. Vedem cum funcționează. S-a văzut clar că pietonala care a fost până acum a fost benefică, poate, dintr-un punct de vedere, dar nu în totalitate. Nu a fost un proiect terminat complet. Nu e un magnet. Nu este un magnet pentru populație. Într-adevăr, aici, în fel de zi, trebuie să fie magnetul în realitate, mă bine. Mi-ați ridicat mingea la fileu. În 2015, când am fost interimat pentru 8 luni, am inițiat un proiect de hotărâre pentru terasele sezoniere. De atunci există aceste terase sezoniere. Eu am crezut că acea locație va fi transformată ca într-o piațetă din Sibiu sau din Brașov. Ori, din păcate, timpul a arătat că acea zonă nu este pentru așa ceva. Nu o spun eu. Nu reprezintă un interes pentru așa ceva. Am venit în compensație cu acest pietonal de pe Bogdan Vodă și vă spun în premieră că vreau să intervenim sau să intervin cu un amendament sau să vă zic care este procedura. Cred că trebuie un alt proiect de hotărâre pentru a-l prelungi pe timpul weekendului până la Terghelie și să lăsăm caleștile cu crescătorii locali care au niște cai extraordinari, apropo de treaba asta, să dea aerul Rădăuțului cel pe care îl dorim cu toții. Deci noi nu trebuie să ne impunem limite din acest punct de vedere, dar trebuie să fim și foarte conștienți că suntem aleșii tuturor, nu doar aleșii unora care doresc într-un anumit fel. Și fără supărare, am vorbit, dar nu vreau să alunecăm în zona în care Consiliul Local sau Primarul practic nici nu mai trebuie să conteze, pentru că noi am ajuns aici nu cu like-uri și nu cu distribuiri. Am ajuns împreună, toți cei suntem aici, cu peste 8.000 de voturi. Deci 8.000 de oameni și-au pus încrederea în noi. Și avem obligația și am depus un jurământ să găsim cea mai bună soluție pe care în Consiliul Local o găsim. Mulțumesc! Aveam o precizare.
de făcut privire la amendamentul domnului Chiron. În primul rând, ca să clarificăm ce înseamnă weekend. Sâmbătă, duminică, orele 24, duminică, orele 24, da? Ora 0, sâmbătă, orele 24. Suprafața pe care se va propune să fie pietonală, a zis fosta bancă Transilvania, nu? Da. Ce? Până la ce? Până la ce? Trosonul din fața bibliotecii, ce se întâmplă? Că în momentul în care e pietonală acolo, nu se mai poate intra. Și era te blocat. Și așa. Toate regulile circulației fac cu avizul poliției rutiere. Noi acum avem un aviz obținut pentru a deschide circulație. În momentul când se închide pe weekend, trebuie anumite reglementări, anumite indicatoare temporare și așa mai departe. Sunteți de acord cu reformularea? Da, da, da. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne. Mulțumesc, doamne președinte. Aș vrea introducerea în amendamentul la un program de aprovizionare a spațiilor comerciale. Dar în momentul de față am văzut că sunt anumiți agenți comerciali care blochează cu niște rachete foarte inestetice acolo pe 2-3 ore. Nu știu că există așa ceva. Există program de aprovizionare sau la 6, la 10, nu știu. Nu, așa că nu se respectă. Există să nu mai blocheze locul de respectare cu niște bucă. După ce trebuie ajutat acolo. Există regulamentul agenților comerciale care prevede acest program. Tot deși trebuie respectat. Să nu se blocheze pentru cei mai trei locuri de parcare, că e posibil să ajungă cu mașina cu marfă. Nu mă interesează. Asta este. Până la urmă. Voi face o revenire și o notă internă încă o dată poliției locale la acel proiect de hotărâre ca să luăm măsuri în acest sens. Consider că vom face informare și tuturor factorilor din zonă care se desfășoară activitatea și vom regla acest punct de vedere foarte important în prezent. Pentru partea cu sensul de trebuie să formulez și un amendament. În 2013, primarul de la timpul respectiv a venit cu un proiect de hotărâre vis-a-vis de construirea unui pietonal în zona respectivă. Mi-aduc aminte că au fost foarte multe păreri contra, inclusiv am auzit cu unii consilieri de aici. Sunt foarte indignați de faptul că va fi sau nu va fi pietonal. Țin să-l aduc aminte că la ora respectivă erau consilieri locali și nu-și doreau pietonal. Desigur, zona respectivă, vedeți și dumneavoastră, arată cum arată în urma celor schimbări de țevi, canalizare, apă, aducțiuni și așa mai departe. Consider că cel mai bine ar fi ca zona respectivă să fie modernizată, așa cum s-a propus astăzi aici, și să ținem cont de, evident, de părerile cetățenilor. Cred că s-a indus greșit ideea de desfințarea pietonalului, însă, cu siguranță, noi suntem în slujba cetățenilor și, cum spunea un coleg de-a meu, în viitor vom vedea foarte clar cum se vor așeza lucrurile și aici vorbim de urbe, de rădăuți. Da? Sunt alături de agenții economici, am fost totdeauna alături de ei, prin măsurile luate în cadrul ședinților de comisie, mă refer în mandatele precedente, însă consider că zona trebuie modernizată, așa cum a precizat de altfel domnul primar, și să existe o zonă la fel de frumoasă ca strada Bogdan Vodă, o zonă care cetățeanul municipiului Rădăuți să fie mândru, ca să se plimbe atât în weekend,
Și de ce nu, a precizat domnul primar, cu posibilitatea extinderii la toată săptămâna. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fărăia! Regia cu consilierele dumneavoastră e fericit, sunt niște băieți simpatici. Și aș vrea să vin cu niște lămuriri. Domnul Grijin cu avut dreptate, vreau la fiecare să-i dau câte un răspuns. V-am spus, mă impact foarte mult și chiar îi respect pe consilierele de la PNL. Domnul Marius, într-adevăr, avea dreptate, în 2013 a fost un chip, nu un calvar, ca să aprobe acest această zonă mică, să zicem, pietonală, așa zis pietonală, nu știu cum să-l numim. A fost foarte greu, a fost chiar o presiune și, într-adevăr, mi-am asumat, am început să sparg într-o seară, am dat dispoziție să sparg strada fără prea multe probleme sau fără prea multe aprobări de la cei care au spațiile respective. Nu? Poliția avea toate aprobările, avem autorizația, avem toate. Toate actele în regulă. Da, a spus domnul Grijincu că nu o să desfințeze. Sunt și eu de acord că nu se desfințează, doar că se anulează pentru o perioadă. Cam asta e formularea. Nu se desfințează, doar se anulează pentru o perioadă. O să revină probabil la cel pietonal, dar în altă etapă. Ceea ce a spus de astăzi domnul Werner, vă tot uit numele, este o altă problemă. Un alt proiect, trebuie să venim cu un alt proiect pentru extindere. Deocamdată, în forma inițială a acestui proiect, îl votăm sau nu, fără să venim cu amendamente de alipire. Ceea ce spune și domnul secretar, nu putem să facem tranzitarea cu strada respectivă, vine un proiect, o aprobare, bugetare și așa mai departe. Domnul primar a spus că să reia din nou pietonalul când o să vedeți foarte mulți vizitatori acolo. Ei nu o să stea acolo. E clar că vizitatorii vin, de asta o să luați statistica de la instituțiile abilitate și o să vedeți câți vizitatori ne-au vizitat municipiul Rădăuz, probabil, prin muzeu, prin sursele de astea. A spus că cineva s-a împiedicat acolo și a căzut. Ați avut reclamația respectivă. Probabil trebuia interveni repede și remediat ceea ce s-a spart acolo. Eu vreau să vă spun așa, că s-a investit niște bani. Clar că sunt comentarii după investiții totdeauna. Sunt și mulțumiți și nemulțumiți și care, nu știu, stau deoparte și comentează, trebuia să, după proiect, trebuia să aibă și o fântână artiziană, trebuia să finalizeze mult mai multe lucrări în zona respectivă. Nu s-au făcut din diferite motive. Pe mine m-a luat DNA-ul și acest proiect s-a înmormântat. A rămas în coadă de pește, chiar în 2014. Eu n-am făcut nicio plată în momentul când am plecat. M-a luat DNA-ul în septembrie 2014. Întrebarea ar mai fi una, dar după ce termin, de ce domnul viceprimar și la Sâmbu a inițiat acest proiect, de ce nu primarul? Primarul municipiului Rădăuz are strategia lui, a fost votat în 2020 de către rădăuțeni și hai să lăsăm să-și facă strategia. Dacă el consideră să suspende acest pietonal o perioadă, hai să scoatem din expresie anulat, nu o să se anuleze, că clar, o să facă tot trosorul respectiv până la poștă și până la Nordic. Așa, ăsta e mersul. Să lăsăm, eu zic, să lăsăm pe primar să-și facă strategia. Dacă eu consider că așa a gândit, așa va face și va răspunde și în fața cetățenilor, peste un an, peste doi, peste șapte. E o strategie, e o generație nouă. Eu consider că eu am încredere în ceea ce fac. Cu mici observații, dar asta nu o să fie supărate. Mici observații care am dreptul și eu să le comentez ca și în calitatea mea de consilier.
Aș ruga pe domnul secretar să inițieze, adică să mă ajute să inițieze un proiect cu staful juridic, să redacteze un proiect pentru următoarea ședință de Consiliu Local și să închidem strada Bogdan Bodă, care s-a transformat într-un bulevard. Vă felicitați, domnul primar, sunt și felicitări de o stradă frumoasă, de la statuie, de la casa de, de la Mănăstirea Bogdana și până la Casa de Cultură, să avem închisă strada. Dacă este proiectul, probabil n-a fost la ședința respectivă, să spuneți între ce ori. Dar nu l-a văzut, n-a fost o închisă de asta, zic, să fie închisă din 1 iunie până pe 1 septembrie, între orele 12 și 29, sâmbătă și duminica. Dacă este în asemenea proiect, e bine, e o regulă. Clar că n-ați văzut copiii acolo în centrul pietonal, că nici nu s-a finalizat lucrările propriu-zise după cum erau în proiect acel pietonal. A rămas așa, nefinalizat. Cam asta. Eu, în final, vă spun că nu votez acest proiect în forma care este inițială. Și mă justific de ce ar fi curgat să fiu împotriva unor lucruri care le-am demarat și au fost făcute din suflet. Nu voi vota proiectul în forma care este. Dacă o să veniți și cu proiecte următoare, cu extindere, cu mult drag. Ar vrea să intervin, dacă nu se supără domnul Tătar, că ca să fim aplicați. Da, dar vreau să întreabă. Da, am înțeles, dar eu vreau să fiu foarte aplicat și să vă răspund. Este inițiat de foarte mult timp, chiar pe mine, acest proiect pentru Bogdan Bodă. De asta am spus că vreau extindere de la Casa de Cultură până la pentru a putea circula acele trăsuri mult mai facil și avea unde să întoarcă. A fost închis anul ăla? A fost închis în perioada activităților, când am avut activități. Dar anul acesta, am discutat și cu domnul director Ursescu Silviu, odată cu 1 iunie, deci de mâine va fi deschis ca pietonal, pentru că avem hotărâre de Consiliu Local și va fi închis. Vom mobiliza poliția locală la bypass-ul cu manejului, pentru că sunt cetățeni care circulă în zona respectivă și vom da drumul la acest lucru. De aceea am gândit... Sunt ca da. Și duminică am lăsat prima parte a zilei pentru că este slujba la Mănăstirea Bogdana și să nu. Deci a fost făcut foarte bine acel proiect. Pe principiul acelui proiect va fi făcut și acesta pe zona centrală și, practic, vom avea o continuitate a acestei zone de promenadă și va fi ceva foarte interesant și frumos. În altă ordine de idei, că așa interi, știți cum, când am venit atunci interimar, la mine a venit problema pietonalului. Și firmele care au executat au fugit, parcă erau împușcați toți. Și am rezolvat problema, nici nu mai vreau să spun cum am rezolvat problema. Deci am găsit un pietonal executat, cum era executat, dar am finalizat pentru că dădeam sarcina mea. Dar nu vreau să ajung în zona respectivă, că doar nu l-ați executat dumneavoastră. Vreau să-ți prima, că nu faceți dumneavoastră, puneți pietrele. Când am văzut cel puțin două persoane care s-au împiedicat din cauza pietrelor, pentru că nu erau puse la același nivel. Ca să nu mai spun de persoanele cu dizabilități, că nu le-a luat nimeni în calcul. Și de aceea, în acest punct, ați știți că am avut o întâlnire cu reprezentanții persoanelor cu dizabilități. Avem un proiect foarte bine stabilit pentru municipiul Rădăuți, zona pietonală și a trotuarelor, în care chiar ei au specificat unde să venim cu asfalt ca să putem face trecere așa cum trebuie. Tot pentru zona Bogdan Bodă și interesul persoanelor cu dizabilități am luat măsuri la spital pentru că toaletele alea erau practic invizibile, nici nu cunoșteau cum să ajungă la ele, cu toaleta de la Bogdan Bodă, cu toaleta care se va începe cât de curând în zona centrală. Am făcut anunț că și la bazinul de not există sistemul ca ei să poată folosi gratis acest bazin. Deci, întotdeauna când am luat niște măsuri, am gândit peste tot. Și să știți că nu este vorba despre o strategie. Este vorba că, dacă vrem să recunoaștem cu toții, menirea consilierului local, pentru că face parte dintr-o și reprezintă o anumită zonă, trebuie să inițieze proiecte. Proiectele acelea nu trebuie să fie realizate pentru că doresc ei, ci pentru că cei din jur vin la acel consilier pentru că consideră că trebuie să le expună o problemă.
Deci eu nu am fugit de niciun proiect de hotărâre și să știți că dacă era să fug, nu puneam problema cum am pus-o astăzi, fără să am nicio problemă. Mulțumesc, eu atât am avut. La mulțumesc, domnul președinte. Domnul secretar, din punctul meu de vedere, zic ilegal că noi dăm o hotărâre acum pe pietonal cu extindere, nu? Doi. Noi dăm hotărâri cu extindere acum. Probabil că următoarea etapă va fi un proiect tehnic, nu? Ce va face? Noi dacă intervenim acum și rezolvăm problema, va fi cu extinderea la fel cum a fost pe proiect tehnic urmează, nu? Proiect tehnic, da, și pentru urmează. Rugămintea mea este că la proiectul tehnic, nu știu dacă trebuie să ne chemi pe noi consilieri, că nu suntem noi, dar ar fi bine să invitați oamenii de afaceri care sunt în zona acolo și probabil că își doresc nu numai timpul de să amplaseze niște terase, să fii consultați și să fi văzut exact cum se face acolo. Eu zic, părerea mea. La bibliotecă. Ar fi bine să... Nu, că nu sunt așa de mulți care până la cei acolo, nu sunt așa de mulți. Dar cât sunt? 9, 10, cât sunt? Să fii consultați și proiectul să fie făcut în colaborare cu ei ca să nu fie discuți. Mulțumesc. Mulțumesc, doctor. Mai sunt discuții? Domnul președinte, mulțumesc, Dumnezeu tuturor. Eu vreau să răspund la faptul că în luna ianuarie, când ați aprobat în ședința de Consiliul Local indicatorii economici pentru acest proiect, doamna consiliera Irene, care nu este din păcate prezentă, a cerut ca să nu se transforme în pietonar, cel puțin prima porțiune asta care este acum numai pietonar. Ați spus că haideți să aprobăm proiectul indicatorii și după aceea discutăm despre ceea ce urmează să se întâmple. Problema cea mai mare în momentul de față nu este acest proiect și faptul că trebuie sau nu este util sau nu este util, ci despre faptul că nu s-a purtat un dialog. Dezbaterea publică, faptul că el a existat într-adevăr pe site-ul primăriei, nu-mi contestă nimeni. Dar sincer să vă spun, nu se uită nimeni acolo. Din păcate, dezbaterea publică ar fi trebuit să însemne o ședință publică la Casa de Cultură, cu cât mai mulți specialiști, cu cetățeni care cred sau nu cred în acest proiect, cu oameni de afaceri de acolo, care toată lumea spune este de acord cu oameni de afaceri și cu dezvoltarea afacerilor. Dar nici în momentul de față ei nu sunt în niciun fel de favorizați, pentru că aprovizionarea se face și în momentul de față, se făcea și în momentul în care nu era distrusă piața lumii acolo, el nu era niciun fel de probleme. Acum, în plus, au început să parcheze acolo în Andara și să fie un haos. Mai vorbeați de niște locuri de parcare, 50 de sau nu știu, de locuri de parcare. Nu! Este vorba doar de alea 15 sau 14 locuri de parcare care sunt în plus de la porțiunea de la Ștefan cel Mare până la intersecție. Celelalte există și nu există și acum de la... Deci noi vorbim în momentul în care s-ar închide, sunt private 55 de locuri, inclusiv zonă de cel de momentul. Da, am zis că în momentul de față nu ar apărea în plus. Deci noi vorbim la momentul final. Da, asta vreau doar să spun că nu ar apărea decât 15 locuri de parcare în plus, ceea ce nu este foarte important. Și mai este un lucru tehnic pe care eu cel puțin l-am văzut pe proiectul care a fost cu indicatorii. Dumneavoastră propuneți, domnul Țarievici, ca ieșirea să se facă prin fața, pe strada cu băncii. Dar eu vreau să vă spun că permanent... Ieșirea de pe pietonul, de pe zona asta. O să fie complicat. Să vină mașini și dintr-o parte și în alta, o să fie aproape tot timpul ambuteiaj și cel puțin dimineața până ora 3-4, o să fie ambuteiaj acolo. O să fie foarte greu să iasă din parcare cu spatele. Nu știu, na, probabil că dumneavoastră sunteți mai priceputi decât mine în administrație, așa. Dar rugămintea mea este, gândiți-vă că trebuie consultați cetățenii. Atât vă cer, nu vă cer altceva, vă cer. Atâta vă spun eu. Domnul
aș vrea să intervin puțin. Acest proiect care a intervenit în postul local, domnul Țarevici a inițiat, este cu avizul poliției. El a fost de două ori întors pentru că a tratat zona unitar, toată zona centrală, inclusiv zona parcării unde se pune patinoarul. Acolo ne-au obligat să facem stație de, pentru autocare și așa mai departe. Deci nu a fost lăsată tratată doar zona C, a fost tratată în totalitatea ei, pentru fluidizarea traficului. Da, e adevărat, dar eu vă spun practic ceea ce se întâmplă și în momentul de față. Că se există blocaje permanente acolo. Strada aia o să fie un haos, o să aveți nevoie zilnic, să aveți echipaj de poliție locală care să dirigeți circulația acolo. Este centrul municipiului Rădăuți și cum lua toate măsurile necesare, dar ce s-o vreau să nu se întâmplă. Da, cu băncile, cu astrada. Cu băncile va fi dar vin și din partea cu poșta, da? Așa este pe proiect, uitați-vă. Ținind pe arte cu poștă, din partea asta. Asta înseamnă... Toate sunt locuri de parcare și acolo. Vreau să vă spun din punct de vedere al afacerii. Nu reușiți decât să păziți oamenii cu această pietonă. Toată lumea pleacă la Suceava. Vă spun în cunoștință de cauză. Decât să opresc aici la voi, mai bine mă în mașină și mă opresc în parcare la Suceava. O iau pe variantă. Deci vă spun ce vă spun. Eu am venit, nu-mi place să vorbesc, sunt apolitic complet, nu mă interesează nici ce fac de parte. Sunt de acord cu strada pentru sens unic. Sens unic, trebuie să meargă din parte, în cealaltă și parte. Deci va fi foarte civilizat, nu va fi blocaj, nu va fi nimic. Oricum trebuie să aprovizioneze magazinele, mai există și bramele, mai există și toate și se vor descurca. Eu sunt acolo de peste 30 de ani. Vreau să vă spun ce se întâmplă, vă spun eu. Voi nu știți nimic. Vă invit într-o zi în magazin să stați și să urmăriți ce se întâmplă pe pietonul. Oricând, pe oricine, să auziți în jurii, să auziți politică, s-a auzit Antena 3, s-a auzit tot ce se vorbește. Și atât am avut de spus. Deci acum e numai treaba. Liviu Moldovan este numele meu, pentru cine vă cunoaște. Doresc să vă informez că am avut onoarea să fiu și eu consilier local. Am lăsat activitate politică de peste 27 de ani, doar liberală. Am fost și președintele organizației municipale PNR. Sunt aici în fața noastră ca reprezentant a 1250 de cetățeni ai municipiului Rădăuți, cei care au semnat 500 pe liste și 750 în online, printr-o acțiune demarată de Asociația Rădăuțul Civic. La ora actuală mă simt un pic pus în fața faptului împlinit. Mi se părea firesc să mi se dea întâietate să îmi susțin eu punctul de vedere, după care să comentează noastră proiectul, dar întrucât reprezint și Asociația Civică Rădăuți, a fost rugat de către președintele Iluca, împreună cu el am înscrițat câteva idei pe care, dacă îmi permiteți, am să vreau să le citesc. În data de 31 ianuarie acestui an, Consiliul Local Rădăuți a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru o investiție de 1,45 milioane de euro în reamenajarea centrului orașului. Potrivit proiectului și anexelor sale, investiția va putea fi demarată numai dacă se aprobă prin hotărârea Consiliului Local de astăzi, schimbarea destinației actualului pietonal prin strada destinată circulației. Această decizie a fost luată fără consultarea unor specialiști în domeniu și fără consultarea cetățenilor municipiului, așa cum ar fi fost normal. Consultările făcute după luarea deciziei sunt o sfidare la adresa cetățenilor și a tuturor celor care își doresc un Rădăuț modern european. Decizia înființării zonei pietonale a fost luată în 2014, iar proiectul de hotărâre a fost semnat la data respectivă de 11 persoane, primar, viceprimar și consilier. În cazul de față, proiectul
de hotărâre este inițiat doar de domnul viceprimar. V-ați întrebat de ce oare nu este semnat acest proiect și de primar? De ce nu-și asumă răspunderea juridică cu semnătura sa? Pentru că cei care semnează și votează acest proiect își asumă răspunderea civică și juridică pentru prejudiciul adus orașului și pentru că lucrarea de 110.000 de euro pentru amenajarea pietonalului a fost distrusă și acum se vor cheltui alți bani pentru readucerea la faza inițială de zonă cu circulație rutieră. Centrul orașului poate fi reparat și fără desfințarea pietonalului. Artificiul din ianuarie 2023 trebuie eliminat, condiționarea lucrurilor de desfințare pietonală, prin abrogarea articolului 2 din hotărârea Curții Local numărul 5 din Iana. Este nevoie de lansarea unui concurs de soluții cu arhitecți și urbaniști. Această investiție se face pe termen lung și trebuie făcută ca nu pe repede înainte, pentru a da bine la imagine și pentru calcul electoral. În situația în care toate orașele își fac un plan de mobilitate urbană și închid străzi pentru a le transforma în zone pietonale, Rădăuțul face exact invers, desfințează o stradă pietonală și o transformă în parcări. Municipiul Rădăuțul este singurul din regiunea de nord-est care nu are un plan de mobilitate urbană și există riscul să pierdă suma prealocată de 5,5 milioane de euro din fondurile europene pe perioada 21-27, prioritatea 4, nord-est, neavând acest plan de mobilitate urbană. În concluzie, ținând cont că eu am depus liste fizice cu semnăturile a 500 de persoane, iar Asociația Rădăuțul Civic a deschis o petiție online, petiție care în 30 de ore a fost semnată de peste 750 de cetățeni, deci peste 1250 de semnături, vă solicităm următoarele. Fac o precizare. Aveți în față o captură de ecran cu numărul de semnături. Deci solicitările sunt următoarele. Primarul Bogdan Lugin și viceprimarul Ciprian Țarevic să renunțe la proiectul de desfințare a pietonalului, înțelegând din asta importanța centrului al orașului. Tuturor consilierilor locali le cerem să voteze împotriva desfințării pietonalului și să nu condiționeze refacerea centrului de desfințare a pietonalului. Organizarea unui concurs de soluții pentru amenajarea centrului istoric al orașului, care să implice consultarea specialiștilor în domeniu. Consultarea reală a comunității, nu anunțarea unor decizii deja luate, mai ales atunci când vorbim de mantenirea culturală a unui oraș. Investițiile în centrul orașului nu ar trebui să fie condiționate de desfințarea pietonalului, ci, din potrivă, ar trebui să se concentreze pe găsirea de modalități, depunerea în valoare a clădirilor istorice și extinderea zonei pietonale existente. Orașul nu este doar al celor care, vremelnic, conduc destinele sale, este al oamenilor și este o moștenire culturală pe care avem datoria de a o lăsa într-o stare mai bună generațiilor următoare. Cam asta am vrut să vă spun. Și doresc să vă mai informez un lucru, și anume că, în primul rând, vă doresc ca Bunul Dumnezeu să vă dea înțelepciunea necesară să votați cum considerați că este mai bine pentru cetățenii municipiului. Și în altă ordine de idei, conform legii administrației publice locale, un proiect de hotărâre poate fi inițiat de către primar, viceprimar, consilier sau cetățen. M-a fost rugat să vă comunic că în situația în care veți aproba acest proiect, noi vom merge mai departe cu strângerea de semnături, pentru o campanie mai amplă, dor cu dor, din ușă în ușă și online. Și vom iniția pentru luna viitoare un proiect de hotărâre prin care, bineînțeles, vom cere abrogarea ceea ce, dacă veți vota, vom cere ca ședința să fie publică la Casa de Cultură și acolo se va decide. Vă mulțumesc!
Înțeleg. Am o rugăminte la dumneavoastră, domnul Moldova, puteți să-mi spuneți la ce oră a fost emis acest mesaj, ca să nu spun eu? La ora la care a fost emis ieri acest mesaj. Jos, știți acolo. Vă rog. Da. 1200 de euro. Nu. Jos aici. La ce oră a fost emis acest mesaj? 250 de euro. Deci domnul Luca Ciobotaru nu face prima dată presiune asupra mea și rog să șteagă numărul meu din telefon. Trimesc mesaje la ora... Eu nu știu cum își permite acest individ să îmi trimită mesaje la ora 11 noapte. Nu este pentru prima dată când mă sună și face presiune asupra mea. Îl rog public să-și facă demersurile cu Rădăuțul Civic. La Rădăuțul Civic apare numai situații extraordinare. În momentul în care am încercat să fac ceva pentru comunitatea rădăuțeană, să închidem fabrica de formaldehidă de la Eger, dumnealui a intervenit cu un aparat cu telefon să ne explice că Egerul de fapt nu are nicio, nu poluează, dar nici nu a adus vreo stație de monitorizare a nivelului de formaldehidă din Rădăuți. Domnul Luca Ciobotaru apare ocazional atunci când îi convine și când are interese personale. Domnule Ciobotaru, sunt convins că vă uitați la emisiune, vă rog frumos să vă ștergeți numărul meu din telefon și să nu mă mai sunați, să-mi dați mesaje niciodată. Așa mi-am venit și eu cu câteva, apropo de dacă tot s-a ajuns aici. Deci, ca să înțelegeți, vreau să fac o diferență extrem de clară între Rădăuțul Civic, unde sunt persoane implicate, care fac activități, cu care colaborăm, pe care îi vom sprijini și ne sprijinăm, de acest individ, se numește Luca Ciobotaru, care își permite să sune consilier local pentru a influența votul lor. Deci, cu alte cuvinte, se folosește de anumite tertipuri, coboară așa de undeva de sus, parcă noi ar trebui să luăm lumină cu toții de la dumnealui, consideră că este cunoscătorul adevărului absolut și noi trebuie să ne aplecăm în fața dumnealui. Nu sunt cuvinte gratuite. Și vă spun pentru că de fiecare dată când au avut nevoie, am stat la dispoziția dumnealor, le-am explicat cum stau lucrurile și în secunda următoare, cu live-uri în fața primăriei, au spus, a spus efectiv ce a vrut el, ca să dea bine politic. Eu îmi doresc ca primar în continuare, să am credința că există Asociația Rădăuțul Civic, nu Partidul Rădăuțul Civic. Și știu mai multe despre platforme politice și așa mai departe. Nu spun nimic deocamdată. Dar nici nu accept ca primar să fiu interpretat și tradus de cineva care își face veacul în București și apare numai când sunt anumite interese. Încă o dată, atenție la neatenție. Și o spun în cunoștință de cauză. Să fie pentru ultima dată. Ca să nu mai spun că până la urmă eu m-am născut în municipiul ăsta. Nu m-am născut nici la Mirișăuț, nici la Birca, nici nicăieri. Și nu trebuie să vin să ne luăm toți lumină, zici, domnule, când vine domnul Luca Ciobotaru, noi toți trebuie să facem stop, joc și haide să vedem. Desfințăm Consiliul Local, adunăm semnături, ca să nu mai spun domnul Moldovan, pentru că am avut discuții în care mi-a spus că ați făcut vreo 4 facultăți sau 3. Ce liste mi-ați adus cu nume și semnătură? Fără telefon, fără nimic. Eu am aruncat câteva cu ochiul pe acolo și vreo 2 cred că sunt și decedați. Deci lăsăm practicile astea vechi și nu. Deci când veniți, când aveți respect față de Consiliul Local, când aveți respect față de un primar, veniți cu niște liste exact așa cum se fac. Nu cu niște nume scrise de o singură persoană și cu semnături în coadă. Asta este părerea noastră. Păi este părerea mea și este o problemă de bun simț până la urmă. Nu sunt liste electorale. Da. Nu este listă electorală, nu pot fi verificate și s-ar putea ca mai mulți din zona respectivă să fie 5% din Rădăuți. Deci nu vreau să intru în alte discuții, dar încă o dată, pentru că vreau să trag un semnal foarte clar că nu ne închinăm în fața nimănui. Și asta cu treaba că trebuie să ne luăm lumină de la Luca Ciobotaru care dezinformează în ceea ce a făcut acolo și a spus numai ce a vrut dumnealui. Și acolo în ce a spus, ați citit dumneavoastră, poate nu v-ați dat seama. Da. Adică el ne atenționează pe noi cum să votăm. Dar în ce țară trăim?
dacă îmi dați voie, domnul primar, vreau să întăresc ceea ce ați spus dumneavoastră legat de oamenii de la Dăruțul Civic. Unii sunt prieteni, sunt niște oameni minunați, inclusiv am tot respectul pentru invitatul în această zi, pe care îl cunosc de mic copil. Și eu susțin la Dăruțul Civic, pentru că i-am văzut și în Vama Siret, dormind nopțile acolo și ajutând. I-am văzut făcând și curățenie, oameni minunați. Însă, liderul lor mie îmi lasă și îmi spune foarte multe. Îmi lasă de doit atitudinea acestui om. Și o ați văzut-o și dumneavoastră foarte clar astăzi. Domnule Moldovan, nu o luați în mod personal. Eu vă respect, vă stimez și atât. Mulțumesc. Domnule primar, mă mulțumesc că sunt morți pe liste. Nu sunt liste electorale și nu era important dacă sunt 400 sau 600 sau 900 de persoane, da? Deci, sunt oameni care... Eu ce am încercat să vă spun, pentru că aveți pregătirea necesară, că nu așa se face, se aduc argumente. Și listele au fost întocmite pe picior. Deci noi liste de alea, dacă era vorba să le punem aici la televizor, aduceam așa pe mijloc, erau la 2 metri liste aduse. Deci nu așa. 150 de liste nu așa. De deci nu așa. Online, în 30 de ore. Nu așa. Nu așa. Nu așa. Extinderea, de fapt, până la CEC și tronsonul până la catedrală. Potrăm extinderea. Așa. Nu ne-a interzis. Interval din sâmbătă, duminică, de la 0-0-0-0. Cu avizul poliției. După avizul. Mulțumim. Să punem la vot amendamentul, domnului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Și cine se abține? Da. 12 voturi pentru, vot împotrivă, 3 abțineri și nu a participat domnul Vasilovski. Amendamentul a fost aprobat. Amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâri împreună cu amendamentul. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Împotrivă? Abțineri? 12 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri și 1 participat domnul Vasilovski. Proiectul a fost aprobat. Domnul, vreau să vă consemnez votul în procesul. Da, se va consemna votul împotrivă. Ok. Nominat. Vă mulțumim, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.805 din 27.4.2003 privind aprobarea punctului de execuție la 31.03.2023. Inițiator primar, Lui Bogdan Andrei. Se solicită următoarele avizi de specialitate. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil. Discuție? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Cine împotrivă? Să abține cineva? În unanimitate, proiectul agentul. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98.846 din 24.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut de valoare din 1.925.000 de lei. Inițiator, primar Lui Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la Comisia de Specialitate, Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil. Mulțumim. Discuție? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva?
Mulțumesc. Proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98807 din 26.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiție, reabilitare, instalație iluminat public, Parc Zoo, municipiul Rădăuți, județul Suceava. Inițiator, primar Roger Bogdan Andrei. Se solicită aviz de următoarele comisii. Comisia Economică. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Vă mulțumim. Discuție. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pe acolo? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate? Nu a participat domnul Nicolau. Nu a participat domnul Nicolau. Nu știu, la Bucureanu și Hafnă. Deci 14 voturi. 14 voturi. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98820 din 15.05.2023 privind exploatarea cantității de 20,32 metri cub volum brut masă de masă regiei proprii. Inițiator primar Lorin Bogdan Andrei. Se solicită aviz la următoarele comisii. Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuție. Dacă nu se discuție, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Un vot? Pentru. Pentru. Se abține cineva? Domnul Bureanu nu mai este, domnul Bureanu. 16 voturi pentru. Mulțumim. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98838 din 19.05.2023 privind aprobarea încheierii protocolelor între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Rădăuți printre implementarea proiectului HUC de servicii MIS-S2, MIS-130-963. Inițiator primar Lorin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de următoarele comisii. Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Comisia Administrativă. Aviz favorabil. Discuție? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Ține cineva? Mulțumim. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre înregistrat cu 98837 din 19.05.2023 privind modificarea articolului 3 al hotărârii numărul 241 din 7.10.22 privind aprobarea depunerii proiectului Constituirea Ințelor Ecologice Digitale în municipiul Rădăuți. Componenta CT, managementul deșeurilor. Investiția 1.1, subvenția 1.1B, construit reedințele ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Rezilient. Inițiator, primarul Eugen Bogdan Andrei. Se solicită aviz de comisie. Comisia Economică? Aviz favorabil. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Discuție? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. În unanimitate din voturi, proiectul vă va trece. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98833 din 12.05.23 privind declararea bunurilor imobile rezultate din modernizarea zonei de protecție Mănăstiri Bogdana. Ca bunuri de uz de interes public local. Inițiator, primar, Lorin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de următoarele comisii. Comisia Economică? Aviz favorabil. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Discuție? Dacă nu sunt discuții, se punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut cineva?
Vă mulțumim. Proiectul a trecut. Aș vrea numai o secundă, îmi cer scuze, am fost invitat la Colegiul Național cu Somuzat, la cursul festiv. Există directorul tehnic, există directorul economic. Din punct de vedere al proiectelor pe fonduri europene, sunt mici corecții care urmează în urma corespondenții cu ADR-ul și sunt acolo, nu sunt foarte mari probleme și îmi cer scuze, dar mă retrag. Mulțumesc. Mulțumesc. Continuăm. Proiect numărul 10. Proiect de hotărâre reștat numărul 98.140 din 19.05.2023 privind modificarea statutului de funcție aparatului de specialitate a primarului. Inițiator, primar Lodi Bogdan Andrei. Se solicită următoarele avizi. Comisia Economică. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia Administrativă. Aviz favorabil. Discuție? Dacă nu sunt discuții, se punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiectul a trecut. Proiect numărul 11. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98.841 din 19.05.2023 privind modificarea statutului de funcție a Spitalului Municipal Sfântul Dr. Cosma și Damian Rădăuț. Inițiator, primar Lodi Bogdan Andrei. Se solicită aviz de următoarele comisii. Comisia Economică? Aviz favorabil. Comisia Administrativă? Aviz favorabil. Discuție? Dacă nu sunt discuții, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiectul a trecut cu majoritatea voturilor. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.832 din 12.05.2023 privind acordarea diplomei de aur a unui prieten cuplurilor din municipiul Rădăuț, care au împlinit sau împlinesc cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2023. Inițiator, primar Lodi Bogdan Andrei. Se solicită aviz de următoarele comisii. Comisia Economică? Aviz favorabil. Comisia de Învățământ? Aviz favorabil. Discuție? Asta la vot secret. Discuție? Ai vot secret, nu? Da, e vot secret. Nu-i vot secret. Nu. Nu-i vot. Nu-i vot, vorbeați ce aveți de toate partea. Regulament. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Și cineva? Mulțumim. Proiectul a trecut. 13. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98.806 din 27.04.2023 privind aprobarea regulamentului privind organizarea taberei de pictură Traian Postolac, inițiator primar Lodi Bogdan Andrei. Se solicită aviz de Comisia Economică? Aviz favorabil. Comisia de Învățământ? Aviz favorabil. Comisia Administrativă? Administrație. Aviz favorabil. Ați vrut să te le arătă președinte la două comisii, ci pur și simplu la Comisia Economică, țin la un bloc cu doamnei, de asta dau aviz și la Comisia Economică și la Comisia de foarte bine, nu e nicio problemă. Vă mulțumim. Discuții? Dacă nu sunt discuții, se punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 14. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.824 din 12.05.2023 privind aprobarea organizării evenimentului Caravana Națională Siguranță Autocopii în municipiul Rădăuț, inițiator primar Lodi Bogdan Andrei. Se solicită următoarele avizi. Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia de Urmări. Aviz favorabil. Vă mulțumim. Discuții? Dacă nu sunt discuții, se punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Proiectul trecut. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.843 din 19.05.2023 privind aprobarea programului privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2023 din bugetul propriu al municipiului Rădăuț pentru activități non-profit de interes local. Inițiator primar Lodi Bogdan Andrei.
se solicită aviz la următoarele comisii. Comisia Economică? Aviz favorabil. Comisia de Învățământ? Aviz favorabil. Mulțumim. Discuție? Dacă nu sunt discuții, să punem la vot. Cine este pentru? Da? Nu. Vă rog să vă uitați pe proiect de hotărâre care prevede construirea unei comisii. Sunt necesare de a se face o comună de vizionare, să se facă o punere, o mâncare de lucrare. Deci este vorba la ciclul 2, se desemnează 3 măsuri de lucrare care se fac în partea de comisia de evaluare și selecția solicitărilor de finanțare. Exact, de sunt în același timp și pregătirea. Și la punctul 3, comisia de protestație, la fel cu desemnarea președintelui. Deci este nevoie de 3 consilieri în comisia în propriul cu deodată sau 3 consilieri. Domnul Martinez. Ca și președinte sau nu știu. Da, și președinte. Domnul Tătar. Și domnul Lorea. Și acel de acolo. Repartizarea fondului. Domnul Tătar și domnul Lorea. Repartizarea pentru statului. Banii pentru biserici. Oi, bun. Da, să la ei. Și la comisia de contestație? Da. Mulțumesc. Eu, domnișoara Juravleș, Marius, Monica. Voi intitulați președinte? Voi intitulez președinte. Nu, nu, nu. Da, vreau să îmi spună domnul secretar Cerolam în acea comisie, că am mai fost numit într-o comisie de negociere cu un obiectiv în moment istoric și nu prea am înțeles rolul meu de acolo din comisie, că niciun rezultat nu s-a dat până la urmă. O să iau cuvântul la punctul divers să prezint situația din acea comisie. Eu, chiar dacă unii spun că nu e așa, dar eu vă spun că îmi fac și vreau să fiu cât mai aproape de corectitudine. Să nu zicem că perfecțiune nu există. Cu ce mă ocup? Ce rol aș avea în acea comisie, domnul secretar? Ca să știu dacă accept sau nu. Așa să pierd timpul nou. Proiectul de hotărâre aprobă... Nu, ce rol am? Comisia, ce rol am? Da. Da. Este vorba de acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local. Cum? Pentru deci acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pentru activități sociale și activități religioase. Solicitanții depuneți cereri cu proiecte în spate. Dumneavoastră sunteți în comisia de evaluare. Evaluați dacă acel proiect este vizabil, obține un număr de punctaj și în funcție de punctarul ținut, se acordă... Baza unui regulament care există aprobat. Baza unui regulament. Este regulament. Și comisia, adică, poate să selecteze acele... Asta este la execuțiune, selectarea... În limita bugetului aprobat. Da, în limita bugetului alocat și votat și aprobat de Consiliul Local. De ce spun că înainte s-a aprobat ca 5.000 în fiecare an la fiecare biserică să primească la nu era regulament. Că dură și care regulament era regulament. După aceea s-a aprobat un regulament. Mai s-a pus o regulament. Că dură, domnul ăla, că dură nu e cald să-i dai bani. Eu am făcut treaba asta. 5.000, domnul Oxescu știe, 5.000 de la fiecare biserică pentru lemne și pentru a face o cât de cât acolo. Nu, se finanțează proiecte de investiții, de rulaze, de... Cu aviz la episcopii. Da, multe s-au schimbat, într-adevăr, dar episcopia și de când a venit... Nu cheltuieli proiecte, proiecte de investiții. Și ei sunt datori să pregătească documentația. Ok, da, am înțeles, mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Cine sunt în această comisie din partea primăriei? Dacă vine și Paul. Vă mulțumesc. Proiectul rămâne pentru vot secret. Proiect numărul 16. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 9.1825. Din 12.05.2023 privind închirierea prin licitație publică deschisă, organizată în condiții de legea unui teren în suprafață de 4 metri pătrați, aflat în domeniul public al municipiului Rădăuz, situat în municipiul Rădăuz și strada Piața Unirii, fără număr, inițiator privat, Lorghe Bogdan Andrei. Se solicită aviz la următoare comisii. Comisia Economică? Aviz favorabil. Comisia de Urbanism? Lipsește domnul Tiron, dar e tot aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuție? Dacă nu sunt discuție, să spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine s-abține? Dacă nu
sunt probleme, proiectul a trecut. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre registrată numărul 98547 din 17.1.2023 privind aprobarea concesionare prin licitație publică la terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, în suprafață de 18 m² situată în municipiul Rădăuți, strada Păpinăriei, fără numărul de efectiv, cu parcela numărul cadastral 57954, inițiator privat, Loghi Bogdan Andrei. Se solicită aviz de următoarele comisii. Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. La fel și pentru Comisia de Urbanism. Mulțumim. Discuție? Dacă nu sunt discuție, se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiectul a trecut. Proiect numărul 18. Proiect de hotărâre înregistrat în numărul 98735 din 3-4-2023 privind aprobarea vânzării pe licitație publică a unui număr de 22 imobili terenuri spațiul domeniului privat al municipiului de Ozi, județul Suceava. Inițiator primar, Loghi Bogdan Andrei. Se solicită aviz la următoarele comisii. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuție? Dacă nu sunt discuții, supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim, proiectul a trecut. Poftiți, domnul secretar. Vă rog, și pentru punctul 17, o comisie, este vorba de concesionare și se prevede acolo să fie 3 consilieri. Cinci membri, după cum vrează, 2 titulari și 2 speriați din partea Consiliului Local. Vă rog, propune pentru comisie la punctul 17. 2 titulari și 2 supleați. Concesiune la 1800 m². Doamna Medicina, supleați. Niște două locuri. Domnul doctor a supleat. Da, unul, nu? Da. Da, domnul nu a mai supleat. Și doi titulari. Nu? Doi titulari. Președinte. Îl propun domnul Vasilovski. Eu mai... Da, da, da. Mai nu, nu. Propun pe domnul președinte. La titular, domnul Olărean, am mai văzut de domnul Olărean. Da, domnul Olărean, domnul Dăr. Domnul Tătar. Comisia de aprobare a concesionării. Domnul Tătar, domnul Olărean. Comisia se va lucra cu vot secretar. Ce aveți cu mine azi, toată ziua, m-am comisit. Experiența mea asta, de frumos. Votarea comisiei rămâne la proiect. Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98735/2023 privind aprobarea revirii a nouă parcele de teren situate în municipiul Rădăuți, strada Habitat, fără număr identificat cu biobili cu numărul cadastrale 51621, 51623, 57768, 51773, 775, 779, 781, 791, 56360. Inițiator primarul Loghi Bogdan Andrei. Se solicită aviz de următoarele comisii. Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil. Mulțumim frumos. Comisia de urbanism. Comisia de urbanism s-a avizat favorabil. Mulțumim. Discuție? Cine este pentru? Împotrivă? S-a abținut cineva? Mulțumim. Proiectul de urmă. Ați votat un președinte? Da. Da, votat. L-a votat? Nu puteam să am votat. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 95 845 19 5 2023.
o evidență exercitarea dreptului de prezumție de către unitatea administrativ teritorială a municipiului Rădăuți pentru cumpărarea imobililor de teren construcții situate în Valea Cernăuți, numărul 47. Având în vedere prețul de 250.000 de euro solicitat prin științarea de intenția de vânzare. Iniciator de maxul de consult la trei. Vă rog frumos. Se solicită aviz de următoare comisie. Comisia Europa. Aviz favorabil la Comisia Europa. Comisia de urbanism. Aviz favorabil. Vă mulțumim. Discuție? Cumpărați sau cumpărați? Da, chiar v-am spus de ce spuse să cumpere. Am fost în comisia aia de negociere cu acest obiectiv de la Calea Cernăuți, Rostul SAP, la Spir. De o clădire, într-adevăr, care apare monumente la lista cu monumente istorice. Și am fost în comisie, dar am înțeles prea multe. De asta proprietarii au venit cu o ofertă de primărie din partea, dacă mi-aduc aminte, de 170.000 de euro. Între timp, primăria a făcut o evaluare și a ieșit la 250.000 de euro. Și a fost așa, o discuție, nu știu, eu am spus că am avut un comentariu la toată discuția respectivă, domnul Paul Cornescu a fost președinte de ședință și am și consemnat să se facă o nouă reevaluare, că proprietarii respectivi au spus că nu mai au de gând să vândă. Cu toate că, din informațiile primite, acel obiectiv am înțeles că este vândut de foarte mult timp. Nu știu la ce mai era cazul să treacă toată bufăscăria asta și prin Consiliul Local. De asta vă spun că dacă merg într-o comisie, să fie totuși cât de cât treabă serioasă. Dacă se fac jocurile pe sub masă sau aranjamentele sub în altă parte, nu văd rostul să mă prezint la acea comisie. Domnul secretar, vă rog, cât neastră, sincer, să-mi spuneți, știți că v-am spus că vă faceți treaba bine și chiar n-am nicio obiecțiune din punctul ăsta de vedere, să spuneți ce s-a întâmplat. Se mai dorește? Că eu am vorbit de o vreme și am spus că nu mai au bani să-și cumpere acel obiectiv din spusele lui. Nu mai sunt bani, e buget și, într-adevăr, probabil s-a gândit atunci ceva, acum se gândește altceva. Eu am și întrebat în ședință, ce vreți să faceți cu ruina respectivă? Nu mi s-a dat un răspuns ce anume este intenționat să facă și așa mai departe. Ca să fiu și în cunoștință de cauză, domnul secretar, vă rog, pe neaf. Da, sigur. Deci, inițial, vânzătorul a avut o ofertă cu un anumit preț de 100 de și ceva de mii de euro. 137 de mii de euro. La acel moment, urmare analizării și în Comisia de Urbanism s-a propus să ne insistăm dreptul de preemțiune. Fiind monument istoric, prima dată și are drept de preemțiune statul român prin Direcția de Cultură, care au spus că nu sunt interesați, a revenit dreptul de preemțiune pe autoritățile locale, respectiv Consiliul Județean și Consiliul Local. Consiliul Județean la fel a spus că nu își exerce dreptul de preemțiune. Noi ne-am exercitat dreptul de preemțiune, urmând ca printr-o comisie de negociere în care ați făcut și dumneavoastră parte, să se stabilească prețul de cumpărare. S-a comandat un raport de evaluare de către primărie. Prețul de piață fiind de 200 și de mii de euro. Da. Atunci, în comisia de negociere, n-ați ajuns la o concluzie. Comisia a propus că își exercită dreptul de preemțiune, înaintează Consiliul Local, propune de a-și exercita dreptul de preemțiune, dar la acel preț inițial, în oferta vânzătorul, între timp, văzând că are altă valoare terenul, în urma raportului de valoare, a venit cu o nouă ofertă, respectiv aceasta, de 210.000 de euro. Cât? 200? 210.000 de euro. Deci nu și-a mai menținut oferta inițială. Până la urmă, vânzătorul poate să nu-și mențină, poate să oprească procedura de vânzare, nu e nicio problemă. Dar nu poate bine fără a obține o negație de la primărie. O negație de la noi, okay. Așa. Analizându-se prin direcția economică și de către domnul primar de data aceasta a propus neexercitarea dreptului de preemțiune, având în vedere această ofertă de 210.000 de euro. Deci asta se supune votul de data aceasta, neexercitarea dreptului de preemțiune de partea oarecum. Încă o dată se spune la vot? Neexercitarea dreptului de preemțiune. Adică să nu se cumpere. Să nu se cumpere.
Și dacă se aprobă această hotărâre, vânzătorul poate merge să vândă, dar la prețul ăsta. Ai fost cu comisii degeaba. Nu știu dacă au fost și plătit acea comisie, nu degeaba. Probabil nici n-am cerut bani, nu degeaba. Dar nu va fi de bani. Nu face nimeni degeaba. Problema în felul următor, n-am fost degeaba. Am căpătat și eu o mică experiență. Am văzut și eu cum se fac treburile, știți, la nivelul de astăzi, la 2023. Aoleu, deja. Era ceva, a fost extraordinar. Ok, revenim. Glumai, glumă, domnul secretar. Să înțeleg, domnul secretar, că dacă spunem și sumele, atunci ei au cerut în jur de 170, nu domnul Matinescu? 137. 137. Și acum, la 140 să facem rotund, acum mai vor... încă 70.000. Eu consider că acea clădire a fost acolo în schimb cauciucurile, că e o vulcanizare aproape, și am văzut-o, e impunătoare, trebuie reabilitată. Eu cred că era o gândire bună pentru primărie și să preia acea clădire. În eventualitatea în care primăria are nevoie de bani, putea să o vândă sau cu o mențiune să o păstreze în monumente istorice. Eu vreau să vă spun, domnul secretar, cu regret ceea ce s-a întâmplat și s-a, domnul tătar, și pentru dumneavoastră e valabil ce vă spun, cu regret ceea ce s-a întâmplat în municipiul Lădăuți, s-a pierdut acea clădire impunătoare din fața mea, Banca Comercială, care e emblema Lădăuțului, care puteam foarte bine să o dobândească comunitatea rădăuțeană și cei care vineau după noi aveau un activ valoros, puteau să avem acolo chiar sediu, primărie, aici putea să fie impozite, nu contează. Orice dobândire de clădiri impunătoare în Rădăuți sunt bine venite. Haideți să ne gândim foarte bine și să găsim încă 70.000 de euro și să luăm această clădire. Vă spun cu mâna pe inimă că va fi chiar o afacere, un business pentru primăria Rădăuți în viitor. Noi avem un mandat în tătar, noi asta ați pierdut bibliotecă, nu, eu am pierdut biblioteca. Acea bibliotecă, nu am rămas cu cărți. Da, ați rămas cu cărți. Eu, da, vedeți că în... Domnul primarul, vă duceți la tine și în instanță. Domnul, mă păcați să vă spun și eu, domnul primar, tătar. Dacă îmi spuneți primar, subconștientul meu, stimați colegi, nu vă doresc la niciun mai mare dușman să treceți o zi prin ce am trecut eu cu acea bibliotecă, care eu am apărat un bun al comunității și din cauza că apăram acel bun al comunității, am ajuns unde am ajuns și am fost privat de libertate aproape un an de zile. Niciodată nu v-am trimis dumneavoastră cu toate. Eu nu vă trimit în instanță, că nu vreau să o duc în ușile tribunale niciodată, și nici n-am fost până ajunge cu smaie de neam. Revenim. La punctul divers, o să spun un coleg care m-a și negrit câteva ori și o să-i dau și o replică, dar nu acum. Domnul președinte, nu vreau să plictisesc și dacă îmi pare rău că primarul nu este aici, eu aș propune că acest proiect să-l trimitem la comisie, să-l analizăm în Comisia de Buget Finanțe, să veniți cu anumite soluții, să luați consilieri din Comisia de Buget Finanțe, să găsiți o poziție cu plus, luăm din altă parte și venim și cumpărăm acest obiectiv. Vă spun că în curând suma o să dubleze. O să fie 500.000 fără probleme. Acolo e deja cu ochii mulți pe el ca să facă nu știu ce lucruri, probabil și așa mai departe. Nu desfințăm monumentele istorice. Nu sunt un mare istoric sau un mare voie, dar obiectivele istorice trebuie să rămână a comunității. Eu am luptat foarte mult pentru bibliotecă și voi lupta în continuare pentru toate. Mulțumesc, domnul secretar, mulțumesc, domnul președinte, eu am un vot. Eu propun, domnul președinte, să treacă la comisie, să-l analizăm și să găsim soluții să cumpărăm obiectivul. Doamne ajută și să fie cu bună augur. Comisia asta de valoare a fost într-o mare... Și comisia rămâne, comisia aia, cu mult drag, când îți place acolo. Vă trimitem la comisie și o să mai analizăm o dată și vom... Da. Îl chem și dumneavoastră la analizie, bine așa? Da, vreau. În turnul ăla direcții. Vrem să le trimitem la comisie. Turnul trebuie reabilitat, trebuie... Deci, propunerea de retrimitere poate veni doar pe partea domnului președinte. Bineînțeles, poate ține cont de părerea și se spune la dumneavoastră. Dar, aș vrea să intervin și eu, dar
Cred că deci noi batem de ceapă la acest proiect. La urmă, ei, dacă acum n-au făcut altceva decât să mărească prețul de la 137.000 la 210.000, în momentul de când se va stabili și prețul de 210.000 sau comisia de negociere, la fel îl vor retrage ca să-i mărească prețul de lucru. Cred că o să jucăm cu așa lucru că nu vor cera, și până la urmă o să ajungă la momentul care primăria de lucru nu o să-l plătească niciodată. Hai să încercăm. Ok. Da? Nu cred că sunt atât de serioși oamenii aia ca să facă jocul ăsta cu osul local. Okay. Chiar sunt serioși, dacă refrag, că nu suntem, facem glume aici. Cum pot să spun? Dar nu-i pot spune dumneavoastră, dar să nu ajungem din nou să mărească și ajungem... Bine, m-a surprins faptul că primăria a angajat un evaluator care a scos o valoare foarte mare. Evaluatorul respectiv probabil a scos prețul pieții. M-a surprins foarte mult faptul și acolo se juca ceva în spate, că cei două persoane, cei vânzători, așa zis și vânzători, aveau și o societate imobiliară la mijloc. Era o doamnă de la Suceava, care nu prea îi reprezintă, nu îi reprezintă, că e comision, că nu e comision. Adică totul era așa, o, fel, o chestie, nu se vedea lucrurile foarte serios. Și posibil să aveți dreptate că ei fac un joc cu Consiliul Local, acum cel 210.000, adică a doua strigare. Una, asta 210. Noi dacă... A treia mai mult. Mai mult nu poate să câștige, doar că trebuie să, dacă s-a vândut, într-adevăr, e o problemă. Dacă, într-adevăr, eu am auzit că există și un precontract, nu le-a făcut notarul contract, pentru că nu este legația a primăriei. Haideți să vă spuneți și nu le-am legația. Are dreptul să închirieze, nu știu. Da, să închirieze. Eu solicit trebuie la comisie. Dacă îmi dați voie, vă povestesc cum am fost în ședința. Eu știu. Deci au venit cu o ofertă. Oamenii de 150.000 de euro, vă dau un exemplu, la care și-au dat seama că, de fapt, este prea mică. La care domnul Olărean, care trebuia să fie, să facă parte din comisie, din partea Consiliului Local, a zis, domnule, dar valoarea e prea mică. A trebuit primăria să plătească 200.000 de euro. Deci asta s-a întâmplat în ședința respectivă. N-am înțeles în nicio clipă de ce domnul consilier Olărean, care trebuia să reprezinte interesele noastre a Consiliului Local, i-a pus pe ăștia să mărească prețul, deci noi în loc să plătim 150.000 de euro, domnul Olărean propunea să plătim 200.000 de euro. Cam asta a fost, despre asta a fost vorba în ședință. Am colegii de față care au participat la ședință, dacă greșesc, vă rog să mă corectați, domnul Olărean. Pentru că ne-am auzit numele și, bineînțeles că nu confortabil, ne-am auzit numele. Sunt datori să dau răspuns și vă dau cu mâna pe inimă. Dacă aveți, nu am obișnuit să jur pe ceva, dar jur pe ce vreți dumneavoastră și pe mâna pe biblică, nu am sugerat acelor vânzători nicicum că prețul este mic, ci doar am fost și am spus că sunt corect și nu vreau să duceți în altă parte discuția. Cu dumneavoastră o să am la punctul de vedere o mică discuție cu amenințările care mi le-ați făcut pe telefon, care sunt salvate și o să vă arăt dumneavoastră, stimați colegi. Nu accept pe personalitate, persoana mea, nu accept. Eu nu accept să stau în contul cu un penal, cu un condamnat penal, cu un om care a făcut pușcărie. Dumneavoastră nu aveți ce să căutați în Consiliul Local. Aveți cel mai josnic caracter care l-am întâlnit în viața mea. De cum sunt eu. Mie nu aveți ce să discutați. Eu sunt absolvent la Academiei de Poliție, licențiat în drept, masterat, dumneavoastră veniți de pe la poarta albă, de la Jelava. Eu n-am fost la poarta albă, nici nu doresc la mine să ajungă. Domnul președinte, nu accept. Un minut. Eu sunt eu și îmi respect familia și am și plusuri și minus. Dar l-aș întreba pe domnul Nicolau în două cuvinte cine este și ce a realizat la viața lui. Vă mulțumesc frumos! Proiect numărul 21. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.850.12.5.9.2003 privind aprobarea de transferul procedurii. Vă rog frumos.
privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la SSC Servicii Comunale în Sarea Răuță, în conformitate cu legislația privind guvernanța comparativă. Inițiator primar Bogdan Andrei Loia. Se solicită aviz de următoarele comisii. Comisie. Mulțumim. Nu a participat domnul Nicolau. Domnul Hacman, care nu este necesar, domnul Ungureanu. Și domnul Vasilovski. Proiectul 22, proiectul 23 și proiectul 24 au fost retrase de pe ordinea de zi. Proiectul 25. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.135 din 19.05.2023 privind aprobarea închirierii camerei numărul 11 din imobilul situat în municipiul Rădăuț, în piața Unirii, numărul 67 etaj, către Partidul IS-OIS România. Inițiator, primarul Doide Bogdan Andrei. Comisia economică? Aviz favorabil. Comisia de urbanism? Melinchi, președinte. Aviz favorabil. Discuție? Da. Eu aș întreba cu domnul secretar cine e în partidul ăsta sau ce este. SOS. SOS. Dar trebuie ca pe intifacorul ăla. Ce SOS, cine reprezintă? Cetrea este înregistrată la noi. Melinte. Reprezentat, da, președintele Rădăuț, domnul Melinte, Ilean Ostin, și președintele organizației Județeană, Balanț Investru, Rădăuț, și așa chiar. Balanț președinte la județ? Da, Balanț Investru. Balanț Investru, Rădăuț. Balanț Investru, Rădăuț. E bine. Îl știu, Rădăuț. Dar cu mare. Dar cu mare. Dar cu mare. Cu mare. Dacă au înregistrare la judecătorie și sunt în regulă și pe față, că dar le-au verificat actele, se regulă. Au cu balanțe vestru de domnul Scatea. Vă mulțumim, dar nu mai sunt discuții, supune la loc. Cine este de azi? Împotrivă? S-a ținut cineva? Mulțumim, proiectul întrebat. Proiect 26. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.828 din 12.05.2023 privind completarea listei solicitanților persoane fizice eligibile pentru obținerea atestatului autorizării de administrator din cont domenii în municipiul Rădăuț, aprobată prin HL, cu numărul 293-12-2019. Inițiator primar Roni Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la Comisia Economică. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Comisia de Administrație. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuție? Dacă nu sunt discuție, se pune la vot. Cine este pentru? S-a ținut cineva? Împotrivă? Vă mulțumim. Proiect 27. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98.827 din 12.05.2023 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2023 în vederea repartizării prin închiriere a locuiților pentru tineri destinate exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate în limita fondului disponibil de locuințe ANL și repartizarea două locuințe ANL situate în strada Cernăuți, numărul 34, scara B, apartament 10, respectiv strada Bucovinii, numărul 34A, scara A, apartament 6, din municipiul Rădăuț. Inițiator primar, Loghi Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la Comisia Economică. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Învățământ? Aviz favorabil. Vă mulțumim. Discuție? Poftiți? Da, eu să nu mă las în nume de aia, dar trebuie să iau cuvântul acest punct. Am înțeles că sunt foarte multe persoane care subînchirează aceste apartamente și aș propune pe viitor să constituie o comisie dintre consilieri și angajați în primărie, să facă o analiză la sânge, să vadă ce sunt cu acele apartamente.
și să se atribuie la persoane care, într-adevăr, au nevoie. Mai mult de atât, cu această ocazie trebuie verificat și blocul pentru medici rezidenți, că în același fază sunt. Ați văzut că au solicitat medicii să-și ia pe piața liberă apartamente, întrucât acele apartamente încă nu sunt toate în stare de locuit, am înțeles. Eu solicitasem cândva să fie și întabulate aceste locuri cu parte din edificii, să-și poată cumpăra. Domnul secretar, cât voi sta în Consiliul Local, voi susține acest punct, chiar dacă costă foarte mulți bani, să dăm prioritate și posibilitate celor tineri care locuiesc și își au investit în acele apartamente să-și le cumpere cu prețul de achiziții care era atunci la timpul construcției în jur de 500 de euro metru pătrat. Și nu înainte de a încheia, vreau să aveți în vedere, domnul viceprimar, să demarați solicitări către Ministerul de Dezvoltare ca să mai construiască ANL-uri în municipiul Rădăuți. Sunt foarte multe solicitări de locuințe și au nevoie anumite persoane. Cu blocurile sociale ne-am lămurit, dar ANL-ul încă este în funcție sau activ, dar condiția era atunci, știu foarte bine, în urmă cu 9 ani, banii încasați de pe apartamentele vândute să retribuie din nou spre comunitatea respectivă și să pot construi blocuri. Terenuri sunt și s-ar mai putea construi blocuri, printre altele. Domnul secretar. Comisia de repartizare ați atras atenția. Comisia de repartizare și selecție și repartizare a locuințelor ANL sunt construite, fac parte consiliului local. Chiar în această comisie, domnul Tiron, domnișoara Jurabile. Proiectul de față face referire exact la blocul pentru medici rezidenți. S-a stabilit lista de priorități. Sunt două solicitări. Au luat punctaje, ambelor li se repartizează într-un apartament. Apartamentul, din ce știu, sunt locuibile. Nu sunt cereri câte apartamente. Aici vreau să vă spun că apartamentele sunt locuibile. Toate locuibile. Când un tiran. Sunt și disponibile? Sunt disponibile, însă medicii, v-am mai spus la discuția respectivă, medicii fac solicitări să chirieze ei, să-și găsească alte locuințe, nu vor să lucrează în ANL-uri, deși sunt locuibile. Sunt condiția de cum unui bloc, că nu poți să-i dai casă, e un bloc care pe rețelele respective. Dar eu ceea ce am cerut, domnul secretar, într-adevăr, știu că există o comisie de retribuire acestor apartamente, o comisie de analiza cei care locuiesc și care au primit ANL-urile, chiar pe perioada când am fost eu, știu cum s-au primit și cum s-au mai primit. Și respectivii au subînchiriat. Vă spun sincer că am avut eu chiar informație că sunt subînchiriate. Adică nu locuiesc persoanele care au primit în atribuire aceste ANL-uri. Asta e vreau, domnul secretar. O comisie de analiză, ce înseamnă analiză, se ia prin surprindere, merge, îi verifică, eu vorbesc cu vecinii și vine cu o informare în Consiliul Local asupra toate apartamentele din blocul respectiv. Nu la medici rezidenți, am înțeles. Medici rezidenți au un statut separat. Celelalte trei blocuri plus cel de la gara, care le deține primăria. În sensul ăsta există compartimentul locativ care are atribuții. Ceea ce nu în Bierica se construit și din partea Consiliului Local, o comisie mixtă și cu un regulament în spate. Asta vreau să văd în comisia pentru ANL-uri, analizează dosarele, puteți să mergem... Nu, asta ar însemna altceva. Cu polițist local, cu polițist local, cu comisii, cu... Vrei de o tărere, domnul. Dacă îmi dați voie, cred că ar trebui, eu acum câteva ani am avut și eu un apartament acolo, cred că ar trebui luate măsuri și în ceea ce privește reabilitarea interiorului acelor blocuri, arată execrabil, sunt extraordinar de murdare, chiar dacă sunt ANL-urile acelea noi. Și ar trebui tras atenția locatarilor că au obligația de a jucări acele role și de a avea grijă de apartamente și de holuri de blocuri. Mulțumesc! Vă mulțumim! Hai la vot! Supunem la vot. Proiect de 26. 7. 27. 7. 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 7
Acum urmează. Asta e 27 care e vorba. 27, rămâne la vot. Cine este pentru? Domnul președinte. Împotrivă? S-a abținut cineva? Vă mulțumim. Proiect numărul 28. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98-848 din 24-5-2023 privind modificarea și completarea accelerii 34 din 19-2-2018 privind acordarea normei de grană personalului Poliției Locale, Municipiului Rădăuți. Inițiator primar, Loghi Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia de Învățământ. Favorabil. Comisia de Administrație. Aviz favorabil. Vă mulțumim. Discuție. Iarăși mă văd. Pentru că acest proiect a mai fost, dacă nu mi-a ducat în ordine de zi. Nu. Nu. Vă spun. Nu. Dacă e legal, într-adevăr, nu ne putem opune. Dar dacă nu e legal, adică dacă nu la latitudinea noastră să dea o suplimentare la polițiștii locali de rană și să debităm sau să luăm din bugetul local, nu prea sunt de acord. Mai bine cu banii respectivi, ducem la altă parte. N-am nimic cu polițiștii, își plătesc dreapul, îl acordează, dar bugetul nu permite anumite costuri sau anumite cheltuieli în afară. Vă mulțumesc, domnul secretar. A fost un proiect de ordine de zi, repetor la norma de hara polițiștilor local, care cereau a li se plăti și zilele, pe zile calendaristice, indiferent dacă era un concediu sau nu. Acel proiect nu a fost aprobat. Acest proiect vine în urma modificării legislative, un ordin de ministru, care s-a modificat cu 4 zilnic al normei de hrană, pe care beneficiază deja polițiștii, de la 35 s-a modificat la 48 de lei. A, deja există. Da, ei primeau, dar primeau. Și că acum primesc pe zilele, efectiv, eu sunt de părere dacă, așa cum spuneți, domnul secretar, este prin ordin de ministru. Eu mă întreb de ce ar trebui să mai votăm noi, dar eu cred că trebuie să ducem la întreprindere acest proiect, pentru că mai devreme sau mai târziu va trebui să votăm. Mai sunt discuții? Nu. Vă mulțumim, propunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumim, în unanimitate, proiectul trecut. Proiect 29. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98785 din 25.04.2023 privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 126 de metri pătrați situată în municipiul Rădăuți, strada Gării, fără număr, către firma Vatră SRL, fără licitație publică, în vederea extinderii construcției existente. Inițiator primar, Loghi Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia de Urbanism, aviz favorabil. Vă mulțumim, puțin. Dar de ce trebuie fără licitație publică? Există o prevedere a la legea 50/91, legea urbanismului, articolul 17, unde pentru extinderea construcției se concesionează fără licitație publică. Păi vine altcineva și cu evaluare. Este raport de evaluare în spate. Prețul este aprit în baza unui raport de evaluare. Mai sunt discuții? Nu. Vă mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? S-a ținut cineva? Vă mulțumim. Proiectul trecut. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98836 din 19-5-2023 privind încetarea contractelor de concesiune numărul 16 din 19-11-2022 cu modificări și completări ulterioare și a contractului concesiunii 8, numărul 8, fără număr, 8-6-1993 cu modificări și completări ulterioare privind renunțarea concesionare. Unitatea administrativă a municipiului de Rus, situația strada Bucovinii, fără număr identificat în cadastral cu numărul 3428, 3430, 3430, 3427 și 3427, OAT, Rădăuț, beneficiariu din OAT Rădăuț, către țigură primeara beneficiar de drept a dreptului de pensiune, inițiator primar Bogdan Rodin Andrei. Cine este pentru? Se solicită aviz de la următoarele comisii. Comisia Economică? Aviz favorabil. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil.
discuție, dați-mi un cer de timp, eu o să mai să discuții, vă rog? Dai, nu, la vot, să punem la vot, vă rog. Cine e de teamă? Împotrivă? S-a ținut cineva? Vă mulțumesc. 31. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98.850 din 24.05.2023 privind încetarea contractului de concesiune numărul 175.19 din 34.2013 cu modificări și completări ulterioare și aprobarea vânzării directe a imobilului teren aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți în suprafață de 24 metri pătrați situată în strada Petru Rareș fără număr și identificat cadastral cu numărul 582-02 către clipa 2 și clipa Larisa Mar și Marinela, constructor de bună credință, beneficiarea dreptului de prevențiune. Inițiator primar, noi din Bondar Andrei. Se solicită aviz de la următoarele comisii. Comisia Economică? Aviz favorabil. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Discuție? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? S-a înțeles cineva? Mulțumim. Proiectul a trecut. 32. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.829 din 12.05.2023 privind aprobarea dreptului de uz și servituri cu titlul cantuit pe Sece Nord al SRL Rădăuț de trecere subterană pe terenul aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuț, județul Suceava, pentru extinderea de conducte de distribuție și raport gaz natural. Pentru imobilul din Tudor Vladimirescu, numărul 44, din 4A, municipiul Rădăuț, județul Suceava, proprietatea personală lui Ghema Neu. Inițiator, primar Roșin Bogdan Andrei. Se solicită aviz la Comisia Economică? Aviz favorabil. Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Sunt oameni care îți intervine. Dacă nu sunt discuții la punctul 32, să punem la vot. Cine este tema? Împotrivă? S-a ținut cineva? Mulțumim. Proiectul trecut. 33, vă rog frumos. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.818 din 11.05.2023 privind acordarea dreptului de uz și servituri cu titlu gratuit de trecere subterană către SCR Delgaz Vint Rădăuț pentru suprafața de 11 metri pătrați, respectiv 4.467 metri, aparținând domeniului privat al municipiului public, al municipiului Rădăuț, în exercitarea executării lucrărilor pentru modernizare, reabilitare și îmbunătățire din nivel tensiunii la rețele de jos tensiune din gestiunea SCR Delgaz Vint la punctul PTA 36 Rădăuț, județul Suceava. Inițiator, primar, Bogdan Lorin Andrei. Se solicită aviz de următoarele comisii. Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Vă mulțumim discuție. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumim. Proiect 34. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.804 din 27.04.2023 privind conferirea titlului de cetățean de onoare a municipiului Rădăuți domnului Alexandru Ionuț Ruchean, doctor în științe medicale, inițiator primar Roedin Bogdan Andrei. Inițiator domnul Tibet. Inițiator domnul Tibet. Stai așa, deci. Comisii. Mulțumim. Se solicită aviz de la următoarele comisii de specialitate. Comisia de învățământ. Aviz favorabil. Comisia de administrație publică. Aviz favorabil. Vă mulțumim. Discuție? Ok, domnul. Da, domnul doctor Tibet, domnul consilier. Da, e
E regulă, bine că ați inițiat, aveți și astăzi, ca și proiecte inițiate. E regulă, n-am nimic în față, aia că îl cunosc foarte bine pe Lucian, pe Ionuț. Merită, dar pe viitor, sunați colegi, aș vrea să, totuși, să avem o vedere, să nu banalizăm acest titlu de onoare a municipiului de Uț și să, totuși, să triem cât de cât, adică să nu fie. Și doi, domnul viceprimar, vă rog pe dumneavoastră, dacă e posibil, să le puneți din nou tablourile în Casa Căsătoriilor, da, bine, a cetățenilor de onoare, să îi vadă rădăuțenii în momentul când vin la festivitate sau la căsătoria respectivă, să vadă toți cetățenii de onoare cum era cândva. Pe un perete, nu știu cine a dat jos, nu fac niciun comentariu, totuși, cetățenii de onoare reprezintă un simbol, reprezintă ceva pentru comunitatea respectivă și sunt persoane care, într-adevăr, au contribuit cu ceva pentru comunitatea respectivă. Eu asta văd. Un cetățean de onoare a contribuit și aduce numele peste hotare sau în țară cu meritele care le-a realizat în cariera lui, în viața lui și așa mai departe. E de apreciat, mergem înainte, eu îl votez pe domnul Lucian și e un tânăr care într-adevăr a demonstrat ceva pentru noi, predă la facultate la Iași. E un băiat și, înainte de toate, are o creștere și o educație ireproșabilă, acest tânăr. Sunt de acord că voi vota, dar pe viitor, totuși, v-am spus, să fim totuși în balanță. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Ați discutat? Ați fost la Băsielul din jos de acolo? Da, mi-am fiat cu mingea, domnul, cu Băsescu, că s-a făcut cetățean și v-a spus, era un... Așa am văzut eu lucrurile atunci, să trebuie, știți că în viață lucrurile evoluează și el a contribuit foarte mult la construirea acestei șosele de centură. Pe mine m-a sprijinit, m-a trimis unde trebuie și am avut toate aprobări și avize. N-a fost ușor și totuși el a avut un rol important. Era președinte la acel timp. Dacă cineva vrea să îi luăm acest titlu, să-i ia acel titlu, vă rog să supuneți un proiect de hotărâre și eu voi vota și eu cu dumneavoastră, nu știu dacă pentru ridicare sau menținere. Probabil voi analiza și dacă într-adevăr vine cu argumente, voi vota pentru ridicare. Într-adevăr, dacă s-a avut o valoare de securitate anume pe acest titlu al Dăuzului. Pot să inițiez chiar și eu acest proiect, dacă vreți, domnul Zăcău. Vă rog frumos să iasă. Sigur, mulțumesc că a ajuns pe ordinea de zi acest proiect. Țin neapărat să fac câteva precizări. Domnul conferențiar universitar doctor, Ionuț Lucian, cred că a dobândit acest titlu la vârsta de 35 de ani, iar la vârsta de 34 de ani a devenit prodecanul Facultății de Medicină Dentară din Iași. Este un tânăr cu care trebuie să ne mândrim, pentru că, totodată vă spun, la noi, în activitatea universitară, evoluția noastră se bazează pe un indice, dacă ați auzit, indicele Hirsch. Domnul Lucian, la ora asta, și cu asta am încheiat, cred că are al cincilea cel mai mare indice Hirsch pe toată universitatea. La vârsta de 36 de ani, nu știu personal, la vârstă a 38 acum, dar la vârsta de 36 avea indicele sale și posibil acum să le aibă și mai mare. Nu știu dacă la vârsta respectivă ne putem mândri cu tineri din Rădăuț care să atingă acest nivel universitar. Iar cu siguranță, în cel mai apropiat timp, va dobândi și ultimul grad de profesor universitar. Repet, este un tânăr care ar trebui să ne mândrim, el se mândrește cu zona noastră. Vă dau un exemplu, chiar săptămâna trecută am avut un congres internațional la Iași, unde au venit nume celebre din cadrul stomatologiei de la nivel internațional și au fost purtați inclusiv în Bucovina de către domnul conferențiar, astfel promovând tradițiile locului. Vă mulțumesc, atât am avut de adăugat. Vă mulțumesc! Mai sunt discuții? Dacă nu, acest proiect rămâne la vot secret. Vot secret, da. Proiect din numărul 25. Proiect de hotărâre... 35. Necesar. Domnul Vreda, că avea autor. Domnul Vreda, aveți cuvântul? Da. Mulțumesc. Vedeți, da, pe pisimul.
Proiect de hotărâre registrat cu numărul 28-842 din 19-2023, privind acordarea unei diplome și a unui premiu domnului Curelalu Constantin, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani, inițiator primar Lojin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la Comisia Economică. Aviz favorabil. Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Vă mulțumim. Discuție? Domnul Olea, poftiți. Da, da. Dacă vedem diplomă, domnul Osescu, o să aibă și un pic, nu știu, bănuț. Vă mulțumim. Alte discuții? 500 lei puțin. 1.500 la cuplu. Vă mulțumim. Proiectul rămâne la vot secret. 36. Proiect de hotărâre privind înregistrat cu numărul 98.849 din 24.05.2023 privind aprobarea premierii unor sportivi care au obținut performanțe deosebite la campionatul european de Kwaikido, ediția 12-a, desfășurată în Germania în perioada 14-16 aprilie 2023 și la campionatul național de Kwaikido juniori 1, senior și veteran, desfășurată în sala sportului din România, perioada 13-14 mai. Se solicită inițiator primar Lojin Bogdan Andrei. Comisie. Și comisie, comisia economică? Aviz favorabil. Comisia de învățământ? Aviz favorabil. Vă rog, da, discuție? Da. Continuă. De acord, dar domnul Busescu și domnul viceprimar, primarul meu este, să știți, s-au auzit, dacă domnul Roșcăneanu, un tânăr la mondiale, să aveți în vedere să pregătiți și lor un buget și de ce nu știu diplome, că e o onoare pentru noi, pentru rădăuțenii, să ajungă la mondiale un tânăr de la rădăuți. Pentru că noi au trecut rădăuți și am ajutat tot timpul. Vă mulțumim frumos. Mai sunt discuții? Nu? Proiectul rămâne la vot secret. Proiect numărul 37, ordinea suplimentară. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.853 din 26.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea listelor de investiții. Inițiator primar Lojin Bogdan Andrei. Se solicită aviz de la Comisia Economică. Aviz favorabil. Mai vă rugăm discuții. Domnul Discuție. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? S-a ținut cineva? Vă mulțumim. Proiect 38. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.855 din 26.05.2023 pentru modificarea și completarea HCL numărul 46 din 31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale. Inițiator, primarul Lojin Bogdan Andrei. Se solicită aviz la Comisia Economică. Aviz favorabil. Vă mulțumim. Discuție? Dacă nu sunt discuții, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? S-a ținut cineva? Vă mulțumim. Proiectul a trecut. Proiect numărul 39. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98.861 din 30.05.2023 privind aprobarea reactualizării indicatorului economici și a valorilor proiectului de demolare, construcție, existență C1, depozit C3 și amplasare loc de joacă pentru copii. Inițiator primarul Bogdan Andrei. Se solicită aviz la Comisia Economică. Aviz favorabil. Vă mulțumim. Discuții? Dacă nu sunt discuții, se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? S-a ținut cineva? Mulțumim.
Proiect numărul 40. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 98.862 din 31.05.2023 privind aprobarea reactualizării indicatorilor economice și valorilor proiectului construirii Centrul Comunitar de Resurse. Conform prevederilor ordonanței numărul 64 din 95-22, cu rezerva de implementare. Inițiator, primar Gorgin Bogdan Andrei. Se solicită aviz la Comisia Economică. Aviz favorabil. Discuție? O precizare, domnul secretar? Doar o precizare de la compartimentul programului. A comunicat că este o eroare de redactare la cifră. Cifra corectă este cu finalul 0,22 de lei. Mulțumim. Discuție? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc. Urmează diverse. Avem la diverse. Predinte, domnul secretar, diverse. La diverse, punctul 1, adresa instituției prefectului de Suceava, numărul 7263, pe 10/7, din 26/4, registrat la noi, cu numărul 7297, din 28/4. Este vorba de comunicarea punctului de vedere privire la legalitatea hotărârilor adoptate în ședința din luna noiembrie 2022. Se comunică că nu sunt obiecții cu privire la legalitate. La punctul 2 la diverse, adresa instituției prefectului, numărul 718, pe 10/7, din 2 în 5, a registrat la instituția noastră sub numărul 7858, din 8 în 5. Este cu privire la punctul de vedere al instituției prefectului, cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate în ședința din data din 5 aprilie 2023. Hotărârile de la numărul 1 la 3 s-au formulat acțiune cu adejeos administrativ în se comunică. Punctul 3 la diverse, de asemenea, adresa instituției prefectului, registrat la noi în data 20.06.04. Prin această adresă, mi se aduc că de această dată este vorba de concluzia Comisiei Mixte de Verificare referitoare la sesizarea formulată de către Armandir Ieunichi, starița Mănăstirii Bogdan Arădăuț, înregistrată sub numărul 2617 din 9-2023 la instituția prefectului, prin care se reclamă în elevul privind legalitatea literelor actului administrativ de primăria Municipiului Arădăuț cu privire la construirea unui centru de relaxare și funcțiuni complementare pentru agrement, magazinământ specializat în zona de food court, spații de joacă, cinema, bowling, bilard, jocuri, ceilalii, cafelea, de tip pe jucătorie, în imediată vecinătate în Mănăstirii Bogdan. S-a constituit o comisie mixtă care a analizat documentele de urbanism, emisii și cele care și anume și proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 99.226 de 9-12 pentru aprobarea unui put pentru această clădire. Concluzia raportul la salut. La mapă, concluzia este următoare. În aceste condiții, având în vedere proiectul de hotărâre despre care am făcut vorbire, concluzia rezultatului numai desfășurării activității Comisiei Mixte, vă solicităm ca în proxima ședința Consiliului să fie rezultate aspecte ce au avut obiectul proiectului de hotărâre adoptat în raport de concluziile Comisiei Mixte de control. Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat, nu a fost nici măcar pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre a fost în dezbatere publică și domnul primar, de ce să nu fie supus aprobării Consiliului Local? Da. La punctul 4, adresa Anipi Sofiei Sucevii și Rădăuțului, Mănăstirea Bogdana, numărul 62, din 10-2-2023, înregistrată la noi sub numărul 63, din 10-5-2023. Punctul 4. Mănăstirea Bogdana, în atenție către primăria Municipiului Rădăuț, atenție la domnul primar și spre știință Consiliul Local, este aduce la cunoștință faptul că, în data de 1 iulie, de ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Leontie, ocrotitorul mănăstirii, ocrotitorul orașului Rădăuț și actorul de Ceoșuva, având în vedere faptul că prăznuirea Sfântului Ierarh Leontie
trebuie să fie un prilej de bucurie duhovnicească și de afirmare a identității creștine ortodoxe a zonei Rădăuților. În perioada 29 iunie, 1 iulie, se va scoate racla cu Sfintele Moaște, în curtea mănăstirii, pe un baldachin special amenajat, iar slujbele religioase se vor oficia pe o scenă amenajată în curte. Cu acest prilej avem binecuvântarea hierarhică de a organiza împreună cu sectorul Ixarhat și Protopopeanu Răuț o procesiune cu moaștere Sfântului Ierarh de Montie prin orașul Răuț, data de 29 iunie, cu orele 18, 19:30, conform cu adresei adresului Cristo Cerei și este prezentat și un itinerar. Cred că ați văzut cunoștință despre acest lucru. La punctul 5 de la diverse, adresa compartimentului locativ, numărul 7871, de 9-6-2023. Și la punctul 5, am solicitat urmare interpelare domnului consilier Răbnistor Tătar și ni s-a răspuns, după cum urmează, că interpelarea a avut loc în ședința din 27-a 4-a, vă comunicăm faptul că mare parte a arestațiilor la utilități sunt acumulate de foști chiriași, chiriași care au fost evacuați sau au părăsit locuințele având datorii. Precizez faptul că actualii chiriași care acumulează restanțe la toate autorităților sunt notificați, iar la expirarea contractului sunt obligați să prezinte adverenței că nu înregistrează datorii. S-au anexat în copii adresele prin care s-au făcut aceste notificări și s-a prezentat și situația privind garanția aferentă contractului de închiriere la locuințelor ANL, precizarea că din 140 de apartamente ANL, 23 de chiriași nu au acceptat garanția total sau parțială. Deci le-au făcut contractul acum. Domnul secretar, dacă nu a achitat decizia, a fost un contract. Era un contract, era încheiat de anterior. Nu am s-a făcut solicitarea. La punctul 6 este adresa domnului Moldovan Dignu, care a fost prezentată prelejul dezbaterii proiectului de ordine la funcție de ordine de zi, pietonală. Și pe suplimentare, la fel este tot adresată petiția Rădăuțului Civic, care are legătură cu același subiect. Și de asta mă promisă. Da, a fost discutat de prilejul dezbaterii. Înainte de a trece la rubrica, la votul secret, vă reamintesc despre obligația de a depune declarația de avere și interese până pe data de 15 iunie, dar data de 15 iunie deja trebuie să fie ajunsă la an. Adresez rugămintea de a depune declarația de avere și interese. Deci am fost. Vă mulțumesc. Deci am fost. Celor de a fost acum de punctat, declarația de avere